Salutare, oameni buni! Împreună cu un prieten vechi, Laurențiu Primo, nu l-ați mai văzut de mult pe la noi, viața a făcut în așa fel încât să ne detașeze din cauza, în special, plecării mele în Statele Unite, care a durat o lună și ceva, după cum vă aduceți aminte, și apoi din cauza deselor plecări în țară și în străinătate, care au avut loc în contextul cunoscut al formării, constituirii tuturor filialelor și acțiunilor de tip SOS, unde am însoțit-o mereu pe Diana la toate acțiunile astea. Laurențiu Primo, bună seara, bine ai revenit la emisiunile noastre de mare impact. Acum, sigur, nu știu. Bună seara, bine te-am regăsit. Nu știu de cât de impact ori mai fi ele, așa că suntem banați de o manieră absolut înfiorătoare. O să vorbim în debutul acestei emisiuni despre manevrele sistemului de a confisca alegerile, pentru că asta se vede cât se poate de clar în zilele astea, felul în care a fost mișcată toată acțiunea cu ordonanța, cum s-a dat foarte târziu tabelul, modelul de tabel pentru a semna, astfel încât să scoată din joc practic toate partidele mici sau alianțele lor. Deci se întâmplă niște lucruri care nu au nicio legătură. Și dacă mai punem și comasarea, care e complet neconstituțională, vă dați seama cam unde ajungem. Iar bomboana pe colivă este această struțocămilă alianța lor de tip stânga-dreapta, PNL-PSD, care sigur s-a mai încercat și mare lucru n-a făcut. Dar acum, până la urmă, de ce să nu recunoaștem că e fuga după putere sau disperarea de a nu o pierde? În concluzie, lucrurile sunt foarte clare. Unele dintre aceste elemente noi vi le-am spus cu mulți ani în urmă, și eu separat și Primo separat și împreună. Acum iată că se confirmă toți pași. Ăștia practic sunt niște pași. Poporul s-a trezit și puterea a văzut acest lucru. De unde a văzut? Din sondajele lor secrete, pe care nu le fac publice niciodată, și mai scapă așa câte unul, altul, pe aici, pe acolo, ne mai dă și nouă seamă de câte ceva. Deci au fost câțiva pași clari. Pasul 1, când s-a decis alianța PNL-PSD, și asta nu e de ieri de azi, din timpul. Pasul 2, când s-a decis că alianța asta va merge pe liste comune la electoralele de tot felul. Pasul 3, când s-a decis comasarea alegerilor. Și, sigur că da, pasul 4, când s-a decis că detaliile cu privire la felul în care vor avea loc alegerile trebuie cât mai târziu comunicate, astfel încât oamenii să nu aibă timp să se mobilizeze. Acum rămâne de văzut cine se va mai mobiliza. Adică, în afară de partidele parlamentare, personal nu știu de vreo organizare cât de cât solidă decât la SOS. La alții nu mai știu. Pentru, sigur, semnarea acestor liste. Că și asta e o șmecherie. Că, de exemplu, pentru europarlamentare trebuie să se 200.000 de semnături, cum știți foarte bine, de partid. Și sigur că ăștia de la PSD-PNL, că doar ei au dat modelul de tabele, știau dinainte cum se va da acest model de tabel. Pentru că ei l-au decis, nu? Ei deja strângeau semnături. L-am văzut și pe ăla la AUR, că a apărut la 1 martie cu faptul că strânge semnături, că s-au plasat nu știu pe unde. Păi ei n-aveau în momentul ăla tabelul. Nu fusese oficial dat. Ce să înțeleg, că știau dinainte cum arată tabelul? Asta ar fi ceva nașpa. În fine. Deci cert este că toți acești pași au fost făcuți cu cap, astfel încât să scoată din joc, dintr-o palmă,
tot ce mai mișuna cât de cât pe aici pe acolo. Și bineînțeles că au vrut să scoată din joc și SOS-ul și cât se poate din aur. Dar vom vedea ce vor reuși ei până la urmă. Acum, Laurențiu primul. Ce părere ai despre toată această mișcare? Cândva odată ne gândeam noi dacă mai are rost să mai facă ei alegeri. Dar uite că nu pot să nu le facă. Dar realitatea e că există o mică posibilitate acolo să le pierdă. Acum să aud dacă astăzi seară ești pesimist sau optimist. Există o posibilitate mică, minoră, că te-am văzut că ai spus la un moment dat de Trump. Că Trump, ai zis tu, mi-aduc aminte perfect, n-are cum să câștige alegerile astea. Trebuie să le pierdă, că înseamnă că ăia care singuri organizează alegerile ar fi de-a dreptul tâmpiți să-l lase pe ăsta să câștige alegerile. Așa și la noi. Adică ăștia care organizează alegerile, nu, PNL-PSD, ar fi de-a dreptul tâmpiți să ne lase pe noi, poporul, să le câștigăm. Cum, păi dacă tu ai fi în locul lor, n-ai face la fel? Dacă tu ai fi în locul lor și dacă prietena ta, Ursula, te-ar încuraja să faci asta, pentru că trebuie să câștige tot neomarxiștii majoritatea în viitorul Parlament European. Și atunci trebuie lucrați ăștia mici cum e SOS, nu? N-ai face la fel dacă ai fi în locul lor? Îți dai seama? Că bine, și... Depinde cât de... Alagher cum alagher, nu? Da. Vorba englezului pișta. Da. Asta e. Depinde cât de mici îi vezi, știi, pe ăștia mici. Că nu știi niciodată cât de mici sunt. Am mai văzut și pe în Portugalia unii care erau dați cu 3-4 și au luat 19. Am mai văzut și pe la polonezi și pe la sârbi și peste tot. Acum, dacă aștepți fair play și corectitudine din partea unor politicieni, la olandezi, nu că... la Partidul Fermierilor, ai văzut? Că se mai întâmplă și accidente. Da. Lupta pentru putere presupune tot felul de arme. Și mai ales arme necinstite, arme incorrecte, înșelăciune, furt. Asta este sistemul. Dacă nu folosești aceste arme, ești rejectat de sistem. Ajungi la coșul de gunoi al istoriei. De-aia spun mereu că problema e sistemul, nu oamenii. Oamenii se mulează după sistem. Dacă sistemul... Chiar am dat un exemplu astăzi într-un comunicat al GPR-ului. Am scris un articol în care vorbeam despre droguri. Că tot este la zi chestiunea cu drogurile. Și scriam acolo că, bă frate, la noi în Occident, în Europa Occidentală și în Statele Unite, Canada, e pusă problema drogurilor ca și cum ar fi, vezi, Doamne, o fatalitate, un ghinion imens, un... n-avem ce face. Asta este. A dracu treabă, dar numai în Occident. Am fost în China, am fost în Singapore, am fost în Indonezia, am fost în Filipine. Bă, frate, nu nici urmă de drog sau drogați. De ce? Pedeapsa cu moartea. La noi nu se poate așa ceva, că e inuman. E, nu e creștinește. A dracu neomarxiștii s-au dat tare în creștinism acum. E, nu e creștin să condamn la moarte pe cineva. Dar bă, frate, ăia care vând droguri omoară mii, zeci de mii de oameni, distrug milioane de destine, aduc nefericirea și drame în milioane de case. Ăia nu sunt o problemă că mor din cauza drogurilor. Ar fi o problemă dacă ar fi condamnat 2-3 traficanți de droguri, ca exemplu, la moarte și s-ar eradica fenomenul complet, într-o lună de zile. Bă, frate, problema nu este omul. Omul se adaptează. Dacă poate să trăiască oamenii în Singapore, în Indonezia, în Filipine, fără droguri, fără să facă trafic și fără să ia droguri, înseamnă că și noi în Europa am putea. Problema este că omul se adaptează la sistem. Dacă sistemul nu numai că e permisiv în Europa cu drogurile, dar și încurajează, este efectiv încurajat omul să consume și traficantul să traficheze. Păi, normal, frate, la fel și în politică. Ca să închid paranteza. Dacă sistemul încurajează furtul, nedreptatea, viclenia, normal că omul se adaptează.
Dacă nu poți să răzbești în fruntea țării, decât prin șpagă, decât prin viclenie, prin pupincurism, dacă nu poți să obții un post de parlamentar decât dacă ești pupincurist, dacă ești lingău, dacă ești hoț, dacă ești delator, dacă ești păgar, normal că te adaptezi, că vrei și tu în viață să-ți meargă bine. Dacă altfel nu poți să ajung în Parlament, ce să fac? Și eu vreau să ajung acolo, că am ambiție. Să mă adaptez. Devin toate astea. După aia ne mirăm că trăim într-o lume strâmbă, ciudată, nedreaptă, ticăloasă. Păi să nu ne mirăm. Pentru că asta ne dorim prin acest sistem, susținând acest sistem pseudo-democratic, care nu are nimic în comun cu democrația. Este doar o amăgire. Este doar o uriașă minciună care ni se vinde, că trăim în democrație. Vă spune asta un om care a fost pe toată planeta asta, în toate locurile de pe lumea asta am fost. Și vă spun că e mult mai multă democrație în China sau în țările așa zis dictatoriale. La noi este o democrație parșivă, este o dictatură mascată, de fapt știți ce este metaforic vorbind de cel mai corect spus. Un mare rahat ambalat în staniol aurit și cu fundiță roșie. Asta este democrația noastră occidentală, dragii mei. Sigur că o să vină și o să mă acuze unul altul că sunt pro-chinez, că sunt bolșevic, că sunt putinist, mi se rupe. Te rog, Luis, nu vreau să acaparez eu toată emisiunea. Uite, mă întreabă cineva, Lazarus, spune ce caută primul la tine. Hopa! Nu știu cum să răspund la asta. Ești trădător! Ești trădător! Fii atent! Stai că intră și Diana mai târziu. Ce o să ziceți atunci? Că eu nu mi-aduc aminte când a fost ruptura asta între Diana și Laurențiu Primo. Am fost un pic nedumerit. Cred că ceva a fost neclar acolo. Și până la urmă s-ar putea să fie o problemă de lipsă de comunicare, nu știu. Deși tu mai vorbești cu ea așa din când în când pe mesaje. Da, sigur. Au fost niște vorbe aruncate în vânt. Îți spune ce a fost. Au fost niște vorbe aruncate ușor, cum fac femeile în general, că e o trăsătură specific feminină, și care nu pun așa mare preț pe vorbe. Și din vorbele alea, din vorbă în vorbă, știi, s-a născut o avalanșă și chiar dacă nu s-a dus spre o ruptură violentă, agresivă, urâtă, cu jigniri, dar cei ce au considerat că trebuie să-și dovedească afecțiunea și dragostea pentru liderul suprem... Nu știu de ce te tot întrerup, ce naiba se întâmplă? Îți întrerupe... La mine nu se întâmplă. Da. La mine e ok, mine totul. Aud mereu întrerup, da. Dacă vrei, trec la schimb rețeaua de internet, dacă vrei. Nu știu, da. Mai lasă. Și uite așa... Dintre Amalia, că până la urmă să știi că conflictul nu a fost între mine și Diana. Conflictul a fost între fanaticii Dianei și mine. Privitorii extremiști, știi, nu toți, o parte, și nu mare, 10-20%, dar care sunt foarte tari în clanță, sunt foarte ambițioși să-și dovedească dragostea și atașamentul față de liderul suprem, cum era pe vremea lui Ceaușescu, exact genul de oameni care... Mă mai insură unii și alții, eu nu-mi bat capul, că bine, eu cred că sunt mai obișnuit cu media. Ai văzut că mă atacă acum media pe mine, pe mainstream. Linșaj în toată regula. Nu știu cu ce l-ai greșit. Mi se pare aberant. Nu știu, te consideră un pericol așa de mare. Nu înțeleg. Adică minutele alea de emisie în care faci linșajul unui om costă enorm de mult. Costă zeci, sute de mii de euro. Păi care-i miza? Care-i rostul? Adică, sincer, eu nu te credeam așa valoros, dar ai crescut mult în ochii mei văzând chestiile alea. Înțelegi? Deci e clar că valoarea ta e mult mai mare, nu știu. Da, nu știu ce e în spatele la toată treaba asta, dar clar, valorez mult mai mult decât credeam eu, cel puțin.
Eu știam că am o valoare, dar nu m-am supralicitat niciodată, făcând o glumă așa. Da, da, e deci, clar că ai devenit o țintă și degeaba nu. Se poate să se fi făcut niște sondaje, am niște informații vagi așa, și în sondajele alea a ieșit pentru ei cam prost o posibilă asociere a mea cu Diana la niște alegeri. Și aici ăștia te atacă... Nu, spune eu care e treaba. Ei consideră că tu ai o mare contribuție în succesul Dianei și lovesc în Diana indirect, lovind în tine. Da, lovesc în Diana prin tine, știi? Adică lovesc la rădăcină, cum ar veni. Asta este ideea, părerea mea. Un lucru da. Evident că tu ai avut o foarte mare contribuție la ascensiunea Dianei. E de netăgăduit acest lucru. Eu am fost un modest cetățean care făcea o emisiune și după aia un live pe net din când în când. Nu m-am gândit că sunt atât de important pe treaba asta. Dar știi cum e, în viață lucrurile pot să ia orice turnură, oricând, oricum, și asta e. Dar zim de sistem, ca să nu ne lamentăm noi aici, că nu ne întâlnirăm, vorba olteanului, ca să ne lamentăm, să ne plângem unul pe umărul altuia. Ce crezi, sistemul este imbatabil și astăzi, mai abitir ca oricând, sau există breșe? Eu am sesizat niște breșe în sistem zilele astea. Sigur, știi care este problema uriașă sistemului este faptul că la ora actuală, în fruntea lui, nu în top, dar în partea de sus a piramidei, sunt oameni de o inteligență foarte discutabilă. Începând cu ăia de la nivel european, Alde Borel, Michel, Ursula, mergând mai jos la șefii de stat, la... Nu vreau să folosesc cuvinte dure, să nu ai probleme cu CNU, că acum în perioada asta suntem foarte vânați toți, dar indivizi de o foarte slabă calitate intelectuală și morală, precum Macron, Scholz, cum au fost ăștia trei prim-ministri ai Angliei, Boris, Liz Truss și mai nou indianul ăsta, Rishi Churli-Burlicky, Rutte, ăsta Duda al Poloniei, ăsta al Austriei, Nehammer, toți indivizi cu parcă aleși, nu mai vorbesc de ăștia de la noi, de primii noștri miniștri din ultimii 2-3 ani și în fruntea lor Claunus al nostru, care sunt toți, o apă și un pământ, parcă sunt selectați antimeritocratic, parcă criteriul de selecție a fost, băi, să fie cât mai prost, cât mai șantajabil și cât mai imoral. Parcă ăsta a fost criteriul. Acum este... Sigur că da, acest sistem de promovare în fruntea ierarhiilor statelor lumii nu este o fatalitate și un ghinion ca la droguri. Este un plan foarte bine pus la punct. Indivizii ăștia au fost în așa fel aleși. Păi imaginează-ți cum ai fi putut să faci cu Jacques Chirac ce faci cu Macron. Imaginează-ți cum ai fi putut să faci și ce alură și ce prezență și ce personalitate era Tony Blair și ce e Boris Johnson sau Rishi Sunak. Păi pune pe Tony Blair lângă Rishi Sunak e ca și cum ai pune un stăpân lângă slugă. Că asta și sunt în realitate. Deci, sau compară pe Merkel cu Scholz sau cu Annalena. Păi, diferențele sunt uriașe. Dar această antimeritocrație a sistemului actual nu este nici ghinion, nici fatalitate, este un plan bine pus la punct, pentru că acești oameni nu trebuie să gândească, nu trebuie să fie creatori, nu trebuie să fie manageri de valoare, ci trebuie doar să fie obedienți și ascultători, executanți a ordinelor venite de sus de tot, din topul piramidei. Și de ce toate aceste lucruri? Pentru că ei au un plan de implementat, au de instaurat o nouă ordine mondială care presupune niște etape, care presupune niște sacrificii,
la care un președinte patriot, moral, neșantajabil și inteligent nu ar fi accesat. Ar fi zis pas, fără noi. Cum a făcut Orban în Ungaria. A zis, da, faceți ce vreți, noua ordine mondială a lui Satan la voi. În Ungaria nu faceți. E, Orban este excepția. Este singura țară în care n-au reușit să-și impună o nouă valoare după modelul celorlalte state europene. E greu, sigur că e foarte greu să te pui cu ei. Dar un lucru este clar. Că m-ai întrebat de sistem. Dacă e vulnerabil. Sistemul ăsta al nostru, este da. Vulnerabil. Da. Este vulnerabil și cea mai bună dovadă că este vulnerabil e faptul că cea care a fost responsabilă cu punerea în practică a planului Noi Ordin Mondiale Sataniste, Victoria Nuland, a fost efectiv dată afară cu un șut în fund. A fost concediată, deci, de ce? Pentru că a eșuat. Da. A eșuat. Deci, la ora actuală, la nivel mondial, problema stăpânilor Occidentului se pune cum reformăm planul, cum schimbăm totul, în așa fel încât să mai avem șanse de a învinge și de a reuși să instaurăm noua ordine mondială satanistă. Asta este problema acum. Suntem în perioada în care se iau decizii importante în backstage, în spatele cortinei. Deocamdată suntem într-o perioadă de stand-by, cum zice francezul Ghiuri. Sigur că așteptăm cu mare speranță că acest sistem ticăloșit și planurile lor se vor ruina. Marele nostru avantaj, știi care este? Al nostru, al popoarelor, a cetățenilor de rând. Faptul că acest eșec uriaș al lor nu este doar în plan militar, nu e doar în plan diplomatic, ci și mai ales în plan economic și financiar. Și acest eșec în plan economic și financiar s-ar putea să-i coste revolte, revoluții, s-ar putea ca lumea să se trezească. Aici este călcâiul Ahile al sistemului. În niciun caz nu e Putin călcâiul Ahile, în niciun caz nu e China, nu e Turcia sau Iran. Sau și Palestina. Nu. Problema lor cea mai mare este că s-ar putea să piardă controlul asupra maimuțelor cu buletin. Și dacă acest lucru se va întâmpla și e foarte probabil, pentru că se arată nori foarte negri deasupra lumii occidentale, în special, din punct de vedere economic și financiar. Este imposibil ca Statele Unite să mai evite prăbușirea, colapsul dolarului. Este imposibil. E doar o chestiune de luni de zile. Este imposibil să mai poată. La ora actuală, din punct de vedere financiar, marii păpușari mondiali au de ales între două orele. Nu există altă cale decât una din două. Ori creșterea dobânzilor pentru frânarea inflației și creșterea dobânzilor la peste 7-8% pe dolar euro înseamnă colaps economic, înseamnă intrare în colaps a tuturor marilor companii și a sistemului capitalist, economic capitalist. O creștere a dobânzilor pentru frânarea inflației înseamnă faliment bancar în masă. 80% din bănci vor da faliment în această situație. S-ar ajunge la un șomaj, după părerea mea, de peste 30% în lumea occidentală. Nu este o soluție. Sigur că ar fi o soluție bună pentru ei capitaliștii, pentru ei mari oameni de afaceri care încearcă să salveze sistemul capitalist, încearcă să salveze fabrica lor de bani. Da. Auzi, Laurențiu, îmi zice foarte multă lume că nu se aude bine și că te întrerupi. Ești tu un pic și intră pe cealaltă rețea ca să te salvăm cumva. Okay. Între timp a apărut și Amalia. Revin repede printre noi. Ia să vedem la tine, Amalia, totul e ok? 1, 2, 1, 2, probă, probă, eu sunt ascultată de mult, să știți.
Da. Dar cred că, nu știu, să-mi spună lumea, ne auzim bine? Ne auzim bine? Amalia, parcă eu te aud mai încet pe tine, nu știu ce să zic. Mai încet decât vorbesc eu? Păi ia să vedem. Vreți să ridic volumul? Eu pot să ridic și volumul, nu este problemă. Mi-am cumpărat megafon, dar sincer să vă zic, mi-a zis doamna vânzătoare că la ce-mi trebuie. Mi-am cumpărat megafon pentru că merg la adunături de... adunare de semnături. La adunături? De semnături, la adunături de oameni prin oborul, da? Adică oborul nu-i bucur obor aici la noi, ci la adunături de oameni cu animale, cu de toate, la viața la țară. Căci eu cu asta mă ocup, să știți, nu fac altceva la viața mea, asta să distribui și eu peste tot. Bă, stai mă că am auzit că te-a luat la miliție astăzi. Ce s-a mai întâmplat? Tu-ți duci viața între miliție, scandaluri cu vecinii și alte supărări din astea mai nou politice. Și sunt și atacuri mediatice. Bă, mai reziști? Mai reziști? Mă, dacă Diana este în picioare, eu mă uit întotdeauna, când nu mai pot zic, bă, dacă Diana e încă în picioare, eu n-am cum să cad. Dacă Diana rezistă, nimeni nu are voie să se împiedice. Însă ce s-a întâmplat astăzi, dragă Luis și dragilor, toți, evident că îți dă curaj. Bine, am primit eu 3 citații, le-am în mașină, 3 citații să mă prezint în calitate de suspect în Opa, dosarul de... ai devenit suspectă. Da, am devenit suspectă în dosarul de agresiune, ăla de mi s-a spart dintele, de mi s-a dat la coaste. Asta e de când ești locotenent al lui Șoșoacă, ai devenit suspectă? Da, am devenit suspectă. Bună seara! Ia zi, Laurențiu, acum cum te auzim? Ia să vedem. Ne auzi? Nu ne aude, Laurențiu? Oh. Nu că nu ne mai, nici măcar nu ne mai aude. Ne auzi, Laurențiu? Păi, deci nu poți să faci o emisiune, măi, e ceva incredibil. Stai să-l scot odată. Ne auzi, Laurențiu? Îl scot și îl pun să mai intre odată. Uite cum stricăm, domne, emisiunea din cauza faptului că avem probleme de ordin tehnic. Este... Ia uite ce zice lumea. Amalia, please, urcă volumul. Oh. Să urc eu volumul? Măi, frate, da. Volumul meu, glasul meu, mă scuzați, n-am volum de reglat. Nici de reglat, nici să îl reglez. Dacă vreți, ridic eu volumul, da? Al meu personal, că pe ăsta îl pot... Da, ia zi. Deci, astăzi ai avut tot felul de incidente. Te-a luat și la miliție în calitate de suspect și ți-a spart și fabrica. Dar tu câte lucruri pățești în fiecare zi? Păi în fiecare zi, evident, se întâmplă câte ceva astfel încât să mă facă să renunț la această luptă. Oamenii n-au înțeles, fraților, cu cine are de-a face. N-au înțeles că cine este Șoșocar, ca să zic așa. Că mă gândesc și eu că, domne, Șoșocarul ăsta ar trebui, Diana, să-și ceară un drept pentru introducerea lui în Rex. Scuzați-mă, în Dex. Rex, eu mă gândesc numai la aia cu câinii la mine, că, în fine, de câte ori mi-au venit. Pentru că efectiv este un drept de a-ți cere drepturile. Ăsta este dreptul nostru, da? Dreptul de a cere drepturile, drepturile de a cere să nu mai fii abuzat. Dar pe lângă faptul că am fost primită exact în mijlocul străzilor, în fața școlii, în fața comunității, în fața magazinelor, acolo, știi cum e? În piața din comuna Belciugatele, Amalia Belantoni, dita mai mașina de poliție oprită pentru a semna citația în calitate de suspect într-un dosar în care am primit 3 puni la ficat. Repet, organ vital. De ce insist pe această chestiune de organ vital? Pentru că într-o societate normală, acest individ ar fi fost în pușcărie în secunda 1, nu 2. Dar asta trecem peste un alt eveniment care a survenit în momentul în care ne îndreptam spre un magazin ăsta să cumpărăm diverse chestiuni și am observat că este... Nu, eu nu vorbesc sâsâit.
Nu am, în fine, mă întreabă cineva. În momentul în care am văzut... Păi așa te aud și eu, mă, Amalia, te aud că vorbești în sfinte. Nu pot să cred. Deci, fraților, Luis, nu e de la noi, e de la tine, pe tine te bruiază, da? Că știi cum e, dacă zice unul... Mi-au pus ăștia microfoane, e clar, și am chemat un prieten cu un detector de microfoane să verific și casa și mașina. Că nu se mai poate așa ceva. V-am povestit chestia cu mașina? Nu v-am povestit-o. Hai că mă duc, fraților, să plec. Ia fii atentă ce am pățit cu mașina. Mă duc într-o zi... Unde am plecat atunci? Stai să-mi amintesc. La Craiova. Deci, parcasem mașina seara, da? Dimineața plecam la Craiova. Mă urc în mașină, dau să pornesc. Și pe mașină, uite, așa era un rulaj continuu de erori de tot felul. Că e stricat cutia de viteze, că n-am faze la faruri, că n-am ABS, EBS, toate nebuniile imaginabile. Stai așa că l-am prins pe Primo, iar. Ia zi, Primo, ne auzi? Gata, funcționează. Oho, este! Auzi ce povesteam acum, Primo. Ce povesteam faza cu mașina, că n-am apucat să spun și ție. I-a spus doar Dianei. Și mă urc în mașină și mașina a rulat toate nebunile alea pe calculator. Păi zic, ce-i cu mașina asta? Nu se poate așa ceva. E incredibil. Bă, n-am mai putut să plec cu ea. Deci nu a pornit sub nicio formă. Am stat, m-am gândit, am dat telefon la reprezentanță. Dom'le, uite ce face mașina, uite așa, așa, așa. Domne, trebuie să venim cu platforma, domne, să luăm mașina, ca să o aducem la servici, să-i facem o diagnoză, să vedem toate problemele care sunt, pentru că văd prea multe erori, practic nu mai merge nimic în ea. Bă, zic, eu am mai pățit cu o mașină o treabă de genul ăsta, când mi s-a umblat la, ce credeți, la borna de la baterie. Deci în 2012, când aveam Zeus TV și era toată lumea călare pe mine să mă asculte, am avut următoarea surpriză. Pe la 3 dimineața, fiți atenți la ce vă spun, asta e un flash din timp. Mă întorc acum în 2012. Deci noi suntem în 2024, acum fix 12 ani. Ies din televiziune, mă duc în mașină, constat că ce? Ușa era de la șofer doar deschisă, și mașina n-avea curent de nicio culoare. Am crezut că s-a întâmplat ceva, a fost o scurgere de curent și am plecat acasă cu un taxi. A doua zi dimineața am venit cu un prieten ca să dau curent mașinii, că eu am crezut că a murit bateria. Era 3 dimineață, era frig afară, tot așa prin februarie 2012. Și ce credeți voi că eu am constatat când deschid capota? Borna de la baterie scoasă și trasă într-o parte. Pă, fraților, vă puteți imagina? Deci cineva, în timp ce noi eram în direct la televiziune, a venit acolo, a deschis ușa la mașină, a deschis capota, a intrat în motor, a scos borna de la baterie. Pentru ce, vă întreb? Să pună un dispozitiv, că nu poți să pui dispozitivul pe mașină, dacă vrei să-l alimentezi la mașină, dacă ai bateria in charge. Deci a decuplat bateria prin scoaterea bornei și o fi pus, nu o fi pus, habar n-am. M-am dus la ăștia, la reprezentanță, repede, s-au uitat ca curca în crăci și au zis că nu e nimic. Bine, eu oricum am vândut mașina aia, la revedere, n-am cuvinte. Mutatis mutandis, ajungem în 2024. În 2024 mă urc, deci seara parchez mașina, cu o seară înainte, că eu după aia am fost plecat o zi, și revin a doua zi, vreau să iau mașina să plec și nu mai pot. Opa, nimeni n-are niciun fel de explicații la treaba asta și eu zic că, ok, las-o așa, plecăm la Craiova cu mașina Andrei. Și mergând pe drum de la Craiova, îl sun pe ăsta de la reprezentanță,
o sumpă Diana, mai vorbesc cu doi prieteni și cu unul dintre prieteni îi spun așa, atenție, că e, acum o facem oficial, îi spun așa, fii atent la mine. Mâine când mă întorc de la Craiova, vreau, poi mâine de fapt că stăteam două zile, dormeam o noapte acolo, vreau de la tine să vii cu un detector de dispozitive, microfoane, orice, să verific mașina din toate încheieturile. Și zic, cu ocazia asta, dacă ne ascultă cineva, eu când mă voi întoarce acasă și voi intra în mașină și voi apăsa pe butonul start, mașina va porni. Fără să-i fac nimic. Băi, am spus treaba asta și Dianei. Uite că probabil că o să intre cu noi acum și să spună Diana dacă nu i-am spus treaba asta. I-am spus și Antoanelei și deci au fost 3, 4, 5 telefoane la persoane diferite. Ne-am dus la Craiova, am uitat, la revedere. Ajung la București. Acum vă las pe voi să dați răspunsul. Când am ajuns la București și am parcat mașina și m-am urcat în mașina mea și am apăsat pe buton, a pornit sau nu? Da, nu mai avea nicio eroare. Nu i-a făcut nimeni absolut nimic. Nici când am parcat-o cu două zile în urmă și după aia am vrut să plec cu ea și nu mai mergea de nicio culoare. Nici când am revenit de la Craiova și m-am urcat în ea și era totul în regulă. Acum eu vă întreb pe voi, ce glumă e asta? Nu e glumă. Ce glumă e asta? Nu e glumă. Deci dacă n-au venit golanii ăștia și nu au încercat să-mi instaleze acolo un dispozitiv, eu îmi pun capul jos. Nu există altă explicație. Pentru că întotdeauna, la unele mașini, când le decuplezi de la baterie, încep să dai roși. Și atunci trebuie să te duci la reprezentanță, reprezentanța să pună laptopul pe ea și să execute erorile respective. Eu știu chestia asta, că mi s-a mai întâmplat de câteva ori. Dar s-a întâmplat din cauza faptului că schimbam bateria, că, mă rog, altele. Dar nu așa hodoron tronc de niciunde. Eh, iată că s-a întâmplat această chestiune. Acum vine întrebarea. A venit omul cu detectorul? Nu! N-a venit, că brusc vorbisem cu doi și n-a mai venit niciunul. Și un alt prieten de-al nostru, Ștefanel, mi-a recomandat să cumpăr eu unul, ca să fie treaba bună. Păi stai mă puțin, dacă mă apuc eu să cumpăr detectoare de microfoane și dispozitive și povești din astea, care emit pe diferite frecvențe, nu cumva mi-au țeapă? Pentru că nu vin serviciile să-ți instaleze ție ceva pe mașină ca să te asculte. Uite așa, de amorul artei, că tu poți să reglezi problema asta cu un detector pe care îl iei de pe online. Păi atunci n-ar mai fi nicio șmecherie, cred că sunteți de acord cu mine. Ăia bănuiesc că au mai avansat și ei. Deși, să vă spun o chestie, l-am văzut pe ăsta, pe Demenzo, de la care e pe la, nu știu, Gorj sau nu știu pe unde e. E prefect. Olt, da. E prefect acolo. Și nu știu dacă ai văzut Amalia că a apărut omul și a zis că a descoperit un dispozitiv la mașină. Bă, și a filmat, într-adevăr, era o chestie. Deci i-a desfăcut tot bordul și i-a găsit acolo. Deci asta nu-i vrăjeală. Deci ce i s-a întâmplat omului? Același lucru, Luis, dacă îmi permiți, ce mi s-a întâmplat mie astăzi, în condițiile în care trec prin fața fabricii, care se află tot în comuna Belciugatele, tot sub jurisdicția lui Fane Palmă Grea, șeful meu de post, care, din în pofida faptului că are nenumărate plângeri din partea mea, de la DICOD, la DNA, la antidroguri, la Ministerul Familiei, Ministerul Justiției, la Ministerul Afacerilor de Interne, Ministerul Afacerilor de Externe,
la IPJ Călăraș, în audiență și pe acolo, și la Predoiu, și la Dumitrașcu, la toată lumea, bă, nimeni nu se ia de el. Nimeni nu-i face nimic. Mi-a dat foc și la mașină, m-a și amenințat cu pușca, mi-a și spus că mi-a trimis oamenii să mă bată. În fine, nici nu mai discutăm. A venit și fiscul să mă amenințe. De ce nu se ia nimeni de el? Haideți să vă spun, am descoperit pe Facebook, când a spus, voi nu știți cine este în spatele lui acest Dinu Fănel, șeful de post Fane Palmă Grea, am aflat ulterior și vreau să vă spun când am aflat? M-am aflat acum două zile, când a venit la mine, că la mine vine multă lume și mă sună toată lumea și îmi povestesc, știu lucruri pe care mama Omidă cred că nu poate să le știe câte știu eu, și mi-a spus așa, că omul este ținut de un mare om numit baronul. Ați auzit vreo de denumirea asta de baron în România? A mai fost parcă, a mai fost baron. E parcă, baroni, toate județele sunt conduse de baron. Așa. Deci fiecare județ are un baron. Unul a fost prins cu cât avea ăla, 1.000.000 de euro în portbagajul mașinii, o am mașina, în fine. Da? Acum mai este un alt baron și la județul Călăraș există un baron. Mă, fraților, exact același baron care l-a ținut atâta timp în brațe pe Fane Palmă Grea, l-a abandonat pe stradă și știți de ce? Pentru că Amalia Belantoni l-a murdărit. Auziți, mă? Deci ăsta de la omul ăsta l-a ținut în buzunar atâta, nu l-a dat afară, nu i-a făcut nimica pentru că urma să candideze la primăria din Belciugatele. Da? Acum, lăsăm deoparte Belciugatele și nu știu ce e frumos acolo, e pește. Bine, Balta lui Fane Palmă Grea are pește. Dar, frații mei, ia ascultați voi că astăzi baronul e vizitat de DNA. Mă, dar cum se face? Da, ai văzut primul că astăzi a fost DNA-ul la, la IPJ, auzi? Poate că vine la IPJ. La CJ Călăraș. Deci am fost pe toate posturile astăzi, da. Că DNA-ul s-a dus la Consiliul Județean Călăraș, unde Amalia este locotenenta lui Șoșoacă, așa îi zice lumea, mai nou, este responsabilă de parohia aia acolo și se bate cu ea. Da, vezi că dar stai că primul poate nu știe. Știe-i primul că au vrut să ia copiii lui Amalia? Nu, de la prima oară. Da, au vrut să ia copiii Amaliei, ăștia de la DGASPC. Călăraș. Așa e în democrație. Da. Pentru că așa e în România. Și stați așa să vă zic. Unde s-a mai dus DNA astăzi? Păi, s-a mai dus și la DGASPC Călăraș. Oare de ce? Uite, asta n-a spus la televizor. Băi, vedeți, televizoarele sunt plătite să dea exclusiv ceea ce vor și ce trebuie să apară. La DGASPC Călăraș, să vă zic acum, că imediat am fost sunat, nu trebuie să fac nimic, trebuie doar să țin telefonul deschis. Că mă ascultă și ei, dar și eu îi ascult. Avem așa, o doamnă, se numește Mihaela Daniela, este fosta iubită a domnului baron de Călăraș, care a fost propusată pe lista... Asta nu știm sigur. De unde știi chestia asta? Păi mi-a zis fostul iubit al doamnei iubită, coleg de clasă și alte chestiuni. Mă, bă! M-ai pierdut aici, lasă-mă că nu mai... La țară se știe tot. Fosta iubită care fusese la conducere pe la județean, spitalul județean, hop! De ce este cercetat domnul baron de Călăraș? Păi haideți să vă spun! Pentru că domnul baron de Călăraș a făcut niște licitații, se pare false, la paza și protecția acestui județ, nu numai, la spitalul județean. Acum două zile vine cineva la mine în casă, în sediu, și îmi spune, Amalia, vrei un subiectare despre Vasiliuța, așa-l chem eu, că e v.iliuță, domnul președinte al județului. Zi de județean, zi de spitalul județean. Astăzi mi-a mai răspuns la telefon. A avut telefonul închis. Oare l-a luat și pe el? Oare că toată ziua asta de nou la el, și la el acasă, și la Consiliul Județean, și la DGASPC? De ce? Pentru că iubita
fosta iubită, are o soră. Ce credeți că face sora? E contabilă la DGASPC Călăraș. Bă, să nu vă fie cu mirare. Încrengătura asta care se întâmplă pe la noi, pe la țară, pe acolo. Acum, problema știți care este? Că DGASPC Călăraș vine la mine în urma comenzii date de Fane Palmă Grea, cel ținut, repet, de baronul de Călăraș, vine la mine toți, de la primăria din Belciugatele, de la DGASPC, încă o doamnă de la DGASPC, încă o doamnă șef de serviciu, doamna directoare, unde am fost eu la ea personal, acolo să o privesc în ochi, cum a putut să-mi trimită mie o întreagă comisie ca să-mi ia copiii, doamna directoare cere întărire de forțe, că vezi, doamne, eu sunt violentă, mă, da? Eu bătută, eu violentă, cere întărire de forțe și vine poliția din Belciugatele și poliția rutieră, fraților. Acum mă scuzați, Luis a fost la mine. Eu sunt în câmp. Mă, știți ce înseamnă că nici o căruță nu trece pe acolo? Nu există drum. Și domnul de la deci a venit și poliția rutieră. Ce vrea, da? Poliția rutieră? A zis că a văzut și el o mișcare pe acolo și ce îl deranjează, dar în timp ce se scărpina la Brăcinea prin spate, e postată videoul meu pe TikTok, zice, ce vă deranjează dacă stau și eu aici? Atitudine de om al legii plătit din banii noștri, fraților. Bine, și locuința șefului de post de la mine din Belciugatele este tot în cadrul postului de poliție. Dar ceea ce acum lumea nu înțelege... Îmi spune lumea că te auzi tu cu eco acum, Amalia. Nu știu, cred că ăștia nu ne lasă să ne facem... Asta e că te scot acum și mai intră o dată. Te scot de tot, da? Și mai intră o dată. Da, e tragedie. Zi tu primul acum, cu scuzele de rigoare. Ce părere ai de faptul că într-o țară ca a noastră, iute, nu numai în Germania și prin alte părți, vine DGASPC-ul să ia copiii unei tipe ca Amalia, de exemplu. Da. Păi e o nebunie. Asta e noua ordine mondială. Asta presupune că copiii nu mai sunt proprietatea, între ghilimele, a părinților, ci sunt a statului. Și niște birocrați fac ce vor cu copiii noștri. Trebuie să ne pregătim pentru asta. Dacă nu vom reuși să schimbăm cursul istoriei în acest an, la alegerile din acest an, la nivel de România și de Uniunea Europeană, asta ne așteaptă. Este una dintre prevederile esențiale ale noii ordini mondiale. Copiii nu sunt ai părinților, ci sunt ai statului. Părinții nu trebuie să decidă în privința copiilor, ci statul. Statul fiind familia Rothschild, care ea decide ce și cum prin birocrații angajați de ei. Obișnuiți-vă cu asta, dacă nu ies patrioții, suveraniștii, conservatorii anul ăsta la putere în Uniunea Europeană, vă place, nu vă place, asta va fi de acum încolo. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai am copii mici, fiică mea împlinește 18 ani în curând, am scăpat de probleme. Să străiască, ce coincidență, și fiică mea împlinește 18 ani în curând. Da, dar băiețelul meu împlinește 18 ani și mai curând. Adică stai așa să vedem aici, pe 24 duminică, peste 3 zile, Andrei face 18 ani. Felicitări, la mulți ani! Da, mulțumesc mult! Ce anul ăsta devin majori amândoi. Să te bucuri de ei, să fiți fericiți și sănătoși. Cea mai frumoasă familie pe care am cunoscut-o. Rar așa ceva, așa, o femeie ca... O să zic soția ta, că e ca și soție, nu? Și niște copii minunați ca ai trei. Felicitări! Asta dovedește foarte multă înțelepciune. Pentru că altfel nu poți să ai o astfel de familie, decât cu multă înțelepciune. Familia mea lărgită, îi zicem noi, da? Corect. Da. Și cu mamele copiilor și cu Andreea. Dar e incredibil modul în care ai știut să-ți gestionezi viața de familie. E cea mai bună dovadă că ești un om de mare calitate. Îți mulțumesc, primo, dar nu era nevoie să-mi faci vreun compliment. Bă, nu, nu, pur și simplu te admir, că eu n-am reușit. Adică, bine, nici la mine nu-i rău, dar
două divorțuri în spate, sigur că, da, nu pot să mă laud cu așa ceva, deci, na. Dar am și o viață liniștită și, da, copilul meu e super, e chiar super, super. Și vede de școală, n-a fost deloc marcată de, de viața asta tumultoasă a noi ordini mondiale, de apucăturile astea de alcool, droguri. A avut așa niște mici scăpări ale adolescenței, dar învață, își vede de treabă, scrie cărți. E super copil. Merge la o facultate foarte renumită și valoroasă, deci am chiar... Doamne ajută, și ei mei sunt la fel, își văd de treaba lor, nu au probleme din astea. Din potrivă, zice că al meu băiețel a fost un pic victima unui bullying, dacă se poate numi așa, că s-a cam tot dat unul pe lângă el, așa. L-a luat în, odată la WC-ul, știi că și ăsta, bullying-ul ăsta se face cu cap, adică nu se face așa oricum. N-a avut curaj să-l împingă sau să-i dea vreun număr la, pe hol sau în curtea școlii, nu, la WC-ul, știi, ca să-l provoace. Și el vine și mă întreabă, da, tati, cam, eu am ales să nu-l bag în seamă, dar crezi că ar fi trebuit să ripostez? Și eu i-am zis, Andreiaș, tu știi ce se întâmplă cu noi, da? Noi suntem niște oameni care ne vedem de treaba noastră și despre care se spun tot felul de porcării fără ca noi să ne putem apăra. Deci dacă tu îl băteai pe ăla, eu eram de vină. Și tu erai de vină. Nu conta că ăla te enerva și făcea tot felul de porcării de luni de zile. Nu, noi suntem de vină. Așa că așa te comporți în continuare și luăm măsurile legale care se impun. Deci se întâmplă niște lucruri și prin licee, oameni buni, că tot vorbim de copii, că a încercat să ia copiii mici ai Amaliei. Dar ce e prin licee, e un dezastru total, nu există zi dată de la Dumnezeu să nu apară titluri cum copilul care a fost violat și pe directoare o durea undeva, cum alții care s-au înjunghiat, se droghează în spatele școlii. Păi, deci e ceva de neimaginat. Și vin acum la ce spuneai tu, primul, cu această legislație permisivă care bagă toți copiii, îi aruncă într-un malaxor, doar devin dependenți. Și toate organele statului stau și se uită. Îl vezi pe ăsta, pe Covrigaru. Deci, bă, nu pot, eu cred că în fiecare emisiune o să spun treaba asta. Bă, deci a fost genial. Când apare Piedone și se ceartă cu Ciolacu și spune, eu am fost ospătar, dar ăsta făcea covriș, domne. Bă, deci așa ceva, bă, unde a coborât, mă, nivelul discuției politice în țara asta, mă? Ospătarul și cu Covrigaru, cu studii și bacaloriate făcute la FF, și pe ăsta, pe Piedone ăsta, dacă l-asculți, deci el nu pronunță corect orice frază. Deci orice, fiți atenți la el. Când începe să vorbească, dacă spune două fraze coerente, adică să aibă cuvintele articulate corect, ori nu articulează de nicio culoare subiectul cu predicatul, ori modifică, frate, cuvintele. Le modifică efectiv, le inventează. El forjează alte concepte, apar alți termeni. Deci omul cu limba română n-are nicio legătură. Păi, dar e bine că e o victimă a sistemului, sper că știți, nu? Dar Fisu este deputat de PPUSL, băgat de PSD. Dar el e o victimă a sistemului. Bă, asta îmi place mie în România, deci nu mai pot de dragul lor. Când îi aud așa că sunt... Bă, victime a sistemului suntem noi care, vorba aia, mie mi-au luat televiziunea. Laurențiu Primo să chinuie să facă un business de ani de zile și toată ziua îl calcă ANAF-ul și toți ăștia și nu știu ce să-i mai facă. Și n-are unde să aibă un punct de vedere. Amalia, de când a intrat, dar și înainte, că și înainte avea 7.000 de reclamații, când a intrat în SOS, mai rău. Este la baionetă totul.
toată ziua, deci azi de dimineață câte evenimente i s-au întâmplat. A venit miliția să o declare suspectă într-o chestie care s-a întâmplat acum nu știu câte luni de zile. I s-a spart la fabrica, asta mai pe după amiază, așa, nu? Da. Și mai mult decât atât, nu știu cum să te blocheze la partid, la strâns de semnături, la... Bă, primo, nu vrei să strângi și tu niște semnături la Brașov acolo pentru SOS? Îți trimit niște tabele, primo, ca să strângi niște semnături. Nu sunt bun de așa ceva, Luis. Eu fac antireclamă. Mai bine lipsă, știi cum? Vine lumea la tine, nu trebuie să faci nimic, doar să-i aștepți cu brațele deschise da. Și cu pisul în mână. Da. Deci, nu am valoare pentru așa ceva. Nu sunt făcut pentru așa ceva. Știi cum e? E ca la armată. În armată sunt generali, colonei, locotenenți, sergenți, caporali, soldați. Eu nu sunt genul care să meargă pe front. Nu sunt nici să meargă din ăla cu tabelul la semnături. Nu sunt nici de la care să lipească afișe. Îmi pare rău. N-am calitățile necesare. Nu e... Asta e, nu sunt bun de așa ceva. Nici de ieșit la demonstrații, la manifestații, nu sunt bun. Na, ce să... Dacă nu m-a înzestrat Dumnezeu cu calități, asta e. Da, lasă că... Uite ce zice lumea, că faci reclamă la Tinichea. Parcă nu te-am auzit. Faci da, reclamă știu, la Avul Primo. Asta, să știi că... știi cum e? Vadim Tudor avea o vorbă când toți îl atacau și îl făceau în toate felurile, că ei aruncă cu rahat în el, spunea el, Vadim Tudor, sunt numai minciuni, degeaba după aia le dezminți, degeaba dai în judecată și demonstrezi că nu e adevărat. Ok, te ștergi de rahatul lor, dar rămân urmele, rămâne... mirosul. Înțelegi? Exact asta am pățit și eu. S-a aruncat în mine cu rahat, cu faptul că aș fi cu aur, că aș fi trădător, că aș fi vândut. Sigur că lumea și-a dat seama că nu m-am înscris. Tu știi cel mai bine, Luis, că și ai și dovada că nu numai că nu m-am înscris când mi s-a propus, dar dacă o să fie vreodată cazul să-ți trimit și să vezi ce propunere am primit eu după ce am rupt cu Diana, pe care nu știu câți oameni în România le-ar fi refuzat. Nu știu câți ar fi avut puterea să refuze ce mi s-a oferit mie. Și astăzi nu sunt nici în AUR, nu sunt nici în partidul lui Terheș, nu sunt nici consilierul lui Simion, n-am mai vorbit cu Terheș de luni de zile. Deci, da, a rămas asta, că eu sunt în AUR, că am vândut, că am trădat, că astea au rămas, vezi? Când tu de fapt, uite cum zice, Niculina Toma, tu ești de fapt prea comod. Nimic altceva. Poate doar de asta am putea să te acuzăm într-o măsură. Luis, nu sunt comod, dar nici trădător nu sunt. N-am trădat niciodată pe nimeni. Nu sunt nici genul de om care să scuipe unde să pupe unde a scuipat sau să scuipe unde a pupat. Adică cred că una dintre puținele, foarte puținele mele calități e că sunt un om de caracter. Și acuzațiile astea nedrepte, cum că aș fi în AUR, că aș fi trădat, sunt atât de nedrepte, atât de jignitoare din punctul meu de vedere, că eu mă consider un om de o moralitate ridicată. Și cea mai bună dovadă e că n-am fost niciodată membru în niciun partid, n-am fost niciodată, nici n-am cochetat cu vreun serviciu secret, n-am fost nici în masonerie, nici în MISA, nicăieri. Mereu am fost un lup singuratic și n-am făcut parte din nicio asociere cu nimeni și cu nimeni. Dar cu toate astea, vezi că se găsesc motive să se arunce cu noroi în mine. Asta este nedrept și pe mine asta mă doare foarte mult, nedreptate. Dar asta e. Trebuie să-mi asum chestia asta. În clipa în care am acceptat să devin persoană publică, trebuie să accept și chestia asta. Și ura și răutatea unor oameni, și nedreptatea, trebuie să le accept. Fac parte din meniu, ca să zic așa. Nu poți să fii persoană publică și să te iubească toată lumea. Într-adevăr, sunt foarte mulți care mă iubesc și mă respectă, dar sunt și 10% de veninoși din ăștia, de hateri, care chiar dacă nu au motiv, inventează ca să aibă de ce să mă urască. Nu e nicio problemă. Problema e la ei în suflet, nu la mine.
Îmi imaginez cât de greu trebuie să fie să trăiești cu ura și cu răutatea în suflet. Eu n-aș putea trăi cu ura asta. Eu și când am vreo persoană care mi este antipatică, pe care nu o suport sau care greșește cu ceva, și critica mea, nu știu, cine urmărește emisiunile mele știe, critica mea e mai mult o ironie, o glumă, o niștocăreală. Dar în niciun caz venin și răutate. Bă, dar sunt unii, efectiv, stau și mă gândesc, mă întreb cum poate să se autoaccepte, cum poate să se suporte cu atâta răutate și ură în ei. Bă, frate, cum să trăiești în condițiile astea? Te îmbolnăvești de nervi, tată. Eu n-aș putea trăi așa. Îi admir că reușesc, dar îmi acceptă soarta și accept că face parte din celebritate și din faptul că ești persoană publică, la fel cum și Amalia săraca are de înghițit mult mai mult ca mine. Ce să mai zic de Amalia dacă eu mă vait? Eu am, să zic, un aproximativ 10% hateri, dar Amalia are peste 50%. Că mă uit câteodată și nu vine să cred. Concretizează, se materializează, da? Dar nu vine să cred, băi, câtă ură pe fata asta care nu le-a greșit cu nimic. De ce? De ce? Din invidie cei mai mulți. Pentru că ești frumoasă, că ai o familie, că ești o luptătoare și cu cât ești mai puternic, cu atât te urăsc oamenii mai tare, să știi. Asta este o dovadă de putere. Un mare filozof, o să vă spună lui cum îl cheamă, spunea acum 2400 de ani că valoarea unui om se măsoară în numărul și puterea dușmanilor săi. Cu cât ești mai urât și cu cât ai mai mulți dușmani, cu atât înseamnă că ești mai valoros și mai puternic. Ăsta este adevărul. Da, nu e neapărat, deci... eu nu văd așa, Laurențiu. Invidia, de fapt, pentru mine ar trebui să fie constructivă. Dacă văd un om frumos, ar trebui să devin și eu mai frumoasă, o femeie, cum se machează, cum se îmbracă. Dacă văd un om inteligent, ar trebui să stau pe lângă el și să învăț. Dacă văd un om bogat, ar trebui să stau pe lângă el, să-i fac diverse servicii, astfel încât, încet, încet, să mă îmbogățesc și eu sau măcar să mă deprind cu tainele antreprenoriatului, nu știu, cum a făcut el bani, să fur meserie. Problema, știți care este aici? Este atunci când atingi caracatița, dorește să te înghită. Acum, în momentul de față, miza este una singură. Ori ei, ori noi, în cazul meu. Totul a fost acceptabil în sensul de suportare a durerii până când mi-au atins copiii. Deci așa cum bine știți, eu am denunțat de ani și ani. Nu că m-am trezit eu acum și am început să spun, bă, eu am o problemă cu ăsta. Eu de ani denunț această distribuție de droguri, acest consum de droguri, această hărțuire, tot ceea ce se întâmplă în comuna mea, în micul meu, toate abuzurile care se fac din partea poliției. Și totuși, nimeni n-a luat nicio măsură. Dimpotrivă, a fost premiat cu diverse diplome acest șef de post cu care eu am o problemă, pentru că omul ăsta are o problemă cu mine. Și eu trebuie să mă apăr, că dacă stau, mă înghite, cum a făcut cu toată lumea. Problema știți care este? Atunci când intervine anumiți dumnezei, baroni de județe din România. Ăia care prin bani cumpără pe toată lumea și respect pe toată lumea. Mă, voi puteți să vă faceți calculul câți bani poate să aibă un baron dacă își permite să facă, exemplul meu în județul Călăraș, 3 petreceri de la 1 martie până vinerea trecută de către 600 de persoane într-un hotel mare șmecher, în momentul în care lumea vine pe gratis și ia așa selectiv unde are el interese și unde a tras unul la mână, vorbim despre, în primul rând, vorbim despre niște bani pe care ar trebui să-i dea.
Banii ăștia, în momentul de față, acest om are vreo 400 de milioane restanță la hotelul ăsta de la noi din, stați că nu știu cum îl cheamă, Hestia îl cheamă, da? Și este al unui macedon. Oamenii macedoni știți cum sunt. Scurt, serviciu, plata. Că așa ar trebui să fie orice individ. Nu există că mă tragi în țeapă și niciun caz să nu încerci să tragi în țeapă un om care muncește. Pentru că țeapa aia o să-ți întreții. Problema este atunci când individul care gestionează aceste țepe este baronul mare, care, deși aproape în fiecare an el este călcat de DNA și are plângeri penale și dosare pe rol, ele sunt suspendate. La fel s-a întâmplat și cu fiul șefului de post de la mine, care prins drogat la volan, exact în evenimentele alea cu 2 mai, când nenorocitul ăla a omorât 2 tineri pe trecerea de pietoni și săracele familii au fost vai de capul lor, batjocorite chiar și de judecătoarea aia beată, drogată, cum o fi fost, de cerea prezența victimelor, decedaților în sala de audiență. Iacătă, este totul înghețat, suspendat. Atunci, îmi explicați voi de ce la toți, efectiv la toți țărani, că și eu sunt țărancă, că așa este când ești la țară, când ești în provincie, le este frică să se afirme că sunt membri SOS, să dea semnătură, să se ducă să tragă semnături, să adune. De ce le este frică să spună că au o altă culoare politică și de ce le este frică oamenilor de un simplu individ care nu e Dumnezeu? Nu există funcții dumnezeiești sau funcții pe viață. Există doar mandate. Păi știți de ce le este frică? Pentru că oamenii ăștia sunt în stare de orice. Și ce înseamnă orice, fraților? Înseamnă chiar și crimă. Așa cum individul, șeful de post de la mine din sat, m-a amenințat că mă împușcă pe pagina mea de Facebook personală și a instigat pe toată lumea să vină la mine cu furci, cu topoare, cu pietre, să mă dea afară de pe proprietatea mea. Au făcut petiție la primăria din Belciugatele, să mă dea afară primarul, au făcut petiție la inspectoratul județean. Asta este o altă poveste despre care o să vă vorbesc altă dată. Tot PSD-ul este acolo. Au făcut petiții să mă dea afară din școală, unde am acolo câteva ore de limba franceză, tocmai pentru am proteja fiul împotriva bullying-ului pe care l-a trăit anul trecut din partea profesoarei useriste, că și Primo și Luis, voi cunoașteți aceste subiecte, da? Și iată că mai devreme sau mai târziu se întâmplă minunea aceea de mi-atinge copiii. Și vă rog să vă aduceți aminte și să vă uitați chiar și pe paginile mele. Când aveam în față această adunătură de la DGASPC, Călăraș și poliția din județul, din zona aceasta noastră, Belciugatele, Fundulea, în fața porții mele, și eu, credeți-mă, că nu știam cum să fac, nu să fac o gaură, să am o putere să-i fac pe toți să se evapore. Acea putere în momentul respectiv a fost Diana Iovanovici Șoșoacă, care m-a sunat și, așa cum bine știți, în momentul în care Diana a pus o singură întrebare prin speaker, era pe speaker, pe telefon, pentru că în timp ce eu făceam live, cineva a sunat, a ieșit din plenul Senatului și m-a sunat și a pus o singură întrebare. Care este legea în baza căreia voi vă prezentați în fața unui cetățean? Numărați până la 1, 2 și 3, erau toți în mașini și au plecat. DGASPC Călăraș, care astăzi sunt vizitați de DNA. Nu vreau să vă dau din casă, dar fraților, eu zic un singur lucru. Când mai aveți probleme, nu mai sunați la 112, fraților. Sunați-o pe Diana Șoșoacă. Vă zic sincer că orice abuz se întâmplă, în momentul în care aude Diana Iovanovici Șoșoacă, dispar, se evapor. Deci au plecat instantaneu. Au plecat instantaneu. Am văzut și eu live-ul ăla atunci. Repet, ăsta
este motivul pentru care eu i-am jurat credință Dianei. Mă știți că o cunosc și ne suntem împreună, lui și Primo, de ani de zile, de când a fost lockdown-ul. N-am cerut vreo funcție, nu m-a interesat politica, a venit și aurul la mine, a venit 15.000 de partide, nici măcar nu am luat în seamă, nici măcar, dar ca idee. Și nu m-a interesat, am refuzat aurul chiar și atunci când n-avea pe cine să pună la consilier aici, la sectorul 2, la sectorul 3, aici la... Nici măcar nu se gândea nimeni la belciugatele, la județ. Și știți care a fost motivul pentru care am intrat în politică? Pentru că i-am spus, Diana, pentru tine fac orice, iar soțul meu a spus că este, nu sclav, dar îi este în spate la orice mișcare, din orice punct de vedere pe care ea îl va cere. Oricând are nevoie de ceva, noi suntem acolo. Bă, da, îți dai seama, acum, Primo, îți dai seama ce a fost acolo, pentru că eu am văzut live-ul. Deci au venit ăia cu mai multe mașini și efectiv au vrut să ia copii. Pe bune! Cum a fost situația cu Sorina, cu nu știu ce. Și Amalia a dat telefonul lui Diana. M-a sunat Diana că a sunat cineva. Eu eram pe live. M-a sunat Diana. A, eu n-am știut care pe cine a sunat, cum a sunat. Și Diana, când a început să se răstească prin telefon la ăia, îi vedeai cum plecau de lângă telefon, de parcă era prezentă fizic acolo. Plecau efectiv de lângă telefon. Și se urcau în mașini și plecau cu mașinile, gata. În câte secunde, minute, n-a mai fost nimeni pe acolo. Relativ repede, nu? Cred că un relativ minut. Repede, în 3 secunde... N-a putut să termine întrebarea, Diana. În 3 secunde s-a urcat în mașini și au dispărut toți. Mă, știi ce înseamnă? Unde s-a putut ajunge. Soțul meu a rămas înmărmurit. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite, așa a făcut. Deci el a zis, eu n-am văzut în viața mea. Dacă un abuz mai mare decât ăsta se putea întâmpla... Și Diana, prin simpla pronunțare a unei întrebări legitime, care este legalitatea voastră, legea, în baza căreia voi veniți să deranjați un cetățean? Bine, nu mai discutăm despre vânzările de copii, Diana știe mult mai multe, dar eu vă zic un singur lucru, că astăzi DNA-ul a făcut vizită la președintele Consiliului Județean și la DGASPC Călăraș. Voi credeți că DNA-ul se duce așa? Iese la ridicarea documentelor, că au ridicat documente, computere, l-au luat pe domnul Iliuță din pat, că s-au dus întâi la el acasă. Bine, aici vorbim despre fapte de corupție, vorbim despre fapte de, de contări din sistemul public, de asigurare, medicamente cu termen de expirare de câteva zile, de bani, mulți, bani, mulți. Și dacă vă scriu, vă zic ce, vorbim despre o încrengătură, despre soțul, iubita, soția care este președintă la autoritatea electorală permanentă, ca să înțelegeți cum se câștigă alegerile, da? Ăla este șef la Spitalul Județean Călăraș. Cu două zile înainte vine omul și îmi spune, zi de Spitalul Județean Călăraș, n-apuc să vorbesc cu nimeni, că se întâmplă inevitabilul și persoana care m-a informat pe mine dispare din peisaj. Să vă zic sincer, acum mi-e frică și pentru el. Că vă dați seama, din moment ce omul mi-a spus, practic cu 48 de ore să se întâmple, înseamnă că omul era și el acolo. În fine, întrebarea este că cum putem noi să oprim aceste abuzuri? Eu răspunsul l-am, îl fac public, o sunați pe Diana Ivanovici și o șoacă. Și în momentul în care ei aud doar de numele ei, să știți că totul încetează. Abuzurile se opresc, nu se mai merge înainte și, practic,
se face lumină. Mă scuzați, acesta este experiența mea. Și o voi spune tuturor. Și ăsta este motivul pentru care am intrat în politică. Și o fac cu atâta îndârjire, că vă spun sincer, nu mai am casă, masă, nu mai am de foarte multe ori nici măcar familie. Noroc că am un soț și o familie și copii și o familie a soțului mare care mă urmează peste tot și avem un singur țel. Să o facem pe Diana să devină președintele României. Pentru acest lucru vreau să spun acum public, am organizat în Italia pentru strângerea de semnături pentru europarlamentare, am organizat nu știu câte locuri, am spus acum câteva zile la live-ul lui Luis și funcționează, fraților, lumea se duce. Chiar în seara asta a venit un domn avocat din Sicilia care mi-a adus 10 liste. Mă scuzați. Superb. Deci, primul, noi suntem într-o acțiune absolut fulminantă de strâns de semnături aici, de aia îți propusesem și ție să te apuci de un job serios, cum ar fi să strângi niște semnături. Dar vreau să vă fac o surpriză frumoasă, pentru că tocmai ai intrat împreună cu noi. Diana, dar nu știu dacă avem bun acolo semnalul, e totul ok? Stai că o să ies de aici că nu aud nimica, frate, deci nu se poate. Stai un pic. E ceva, stai. Și un ecou ceva. Imediat. Thank you. Diana, okay. Tot la Berlin. Da, încă nu m-a omorât nimeni, deși astăzi am primit numai amenințări după live-ul din Bundestag, pentru că nimeni până acum n-a îndrăznit să mai facă un live acolo. Cu live-urile astea nu te cumințești deloc, din câte văd eu. Nu, deloc. Mamă, și ce-mi place când îi văd că sunt disperați. Uite, să știi că suntem în seara asta cu Amalia și cu Laurențiu Primo și am propus lui Laurențiu să strângă și niște semnături pentru SOS, dacă tot are foarte mult timp așa, că s-a plimbat în ultima perioadă și m-am gândit să-i dau o însărcinare așa. Dar zice că... Deci te-ai gândit să-l însărcinezi, să-l lași însărcinat cu o, da, cu o treabă importantă, am înțeles. El e mai zen așa, el își face poze prin țările calde, nu îngheață ca mine pe aici. Este în short, în tricouri foarte mișto, cu pisicuța în mână. Asta e, știi, primul îl văd ca încalistrat Hoga, știi, cu pisicuța. Și e foarte zen, cred că este cel mai zen om din România, îl felicit pentru asta, dar ar trebui să mulțumească pentru că o mare parte din starea lui zen mi se datorează. Pentru că la ce am văzut aici, frate, în Germania și la ce mi-au zis politicienii de aici, care se uită ăștia naționaliștii cu o speranță extraordinară că poate Diana Șoșoacă va reuși să-i scoată din dictatură, băi, fraților, am intrat în Parlamentul German. Băi, nu se auzea nici musca. Nici musca nu îndrăznea să facă bâz. Și eu am rămas și de dată, zic, dar cine sunt ăștia? Păi zice, ăștia sunt parlamentarii. Și asta cine e? Și asta e presa. Păi ce face presa? Presa trebuie să fie cu minte și să asculte. Păi ce nu-i deranjează pe ăștia? Nu. Dar ăștia nu iau cuvântul? Nu. Vreau să spun că de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara, în Parlamentul German, se aude o sirenă. Deci se aude și la mine pe live, deci non-stop. Oamenii de acolo sunt terminați psihic, pentru că, inclusiv în birouri, sună acea sirenă. Și am întrebat și eu, băi frate, dar ce e sirena asta? Păi zice, adună parlamentarii că au de votat.
Bine, da, de o oră sunt aici și tot îi adună. Păi da, zice, sunt în plen. Dar dacă e vreunul care stă în biroul lui și nu vrea să vină, îi sună chestia asta la picătura chinezească. Și toți oamenii aia trebuie să suporte, inclusiv consilierii care lucrează în birouri, acest sunet infernal, fără să li se dea atenție vreun spor la salariu, da? Și să te ferească Dumnezeu să fii din partea opoziției. Astăzi am văzut cum un lichier are tupeul să înjure parlamentar din opoziție. Inclusiv s-a pus în fața mea, era un pitic din ăla, mi-a ajunsese până deasupra sânilor. Și vroiam să mă duc exact sus unde să pot face live-uri, vorbisem cu ăștia în opoziție, zic, băi, unde fac live, ai de sus, ok. Și s-a pus în fața mea, n-ai voie, zic, tu te mă de aici, zic, o să n-am voie, aici sunt parlamentar, ești parlamentar din România, dă-te la o barbe. Și bineînțeles că am intrat în lit și mă rog, a apăsat acolo, s-a uitat pe legitimațiile noastre, a văzut că-s de la opoziție, a mustăcit și când a plecat, ce spune? Fuck you all! Un liftier de tot rahatul... Liftierul? Da, mă, liftierul, un rahat de 1,50, liftierul, fuck you all! Și eu mă întorc către el și zic, fuck you too! Da? Deci cam așa se discuta acolo. Dacă ești de la opoziție, vreau să spun că inclusiv pe birourile lor, nu vezi măcar un banner care să scrie partidul de opoziție, o chestie foarte mică, aproape insignifiantă. Să te ferească Dumnezeu să facă vreunul un live acolo, că direct la pârma aia ajunge. Deci este inimaginabil, nu ai voie să contrazici opinia politică majoritară. Nu ai voie să iei cuvântul și să ai... Deci despre războiul dintre Ucraina și Rusia, nu ai voie să pronunți nimic. Eu când am vorbit de asta la întâlnire, mi-au zis, vorbește încet. Păi zic, de ce vorbim încet? Păi ne aud ăștia. Și ce s-ar putea să te dea afară? Păi de ce? Zic, nu suntem parlamentari? Nu asta înseamnă parlamentar? Zice, nu aici. Despre nimic nu ai voie să vorbești, ceea ce deranjează puterea. Tremurau toți de frică. Au fost consilieri care au fost date afară pentru că au îndeplinit acte parlamentare puse de către parlamentari. De exemplu, dacă eu, nu știu, îi dau consilierului meu un plic cu memoriul meu să-l trimită cum am trimis eu în Italia. Păi pentru asta își lua 20 de ani de pușcărie. Nu există așa ceva. S-a instaurat o dictatură inimaginabilă. Sunt foarte multe lucruri de vorbit. Îmi trebuie o emisiune întreagă să vă spun. Însă, eu n-am văzut atâta frică în viața mea la niște oameni politici și mai ales parlamentari care au imunitate parlamentară și nu am întâlnit în viața mea. Mai mult, m-am întâlnit cu românii care mi-au povestit, una dintre românce lucra chiar la asistență socială, cine nu a văzut live-ul de aseară. Nu mai există acea posibilitate a părinților de a se apăra în instanță când li se iau copiii. Dacă protecția copilului consideră că o mică zgârietură pe față înseamnă că acel copil este în primejdie în familia lui, vine și îți ia copilul cu forța, te opui, nicio problemă, vin mascații și te iau, poate să te și împuște, nu contează, te-ai opus dispozițiilor instituțiilor statului. Este extrem de grav ce se întâmplă, nu numai în Germania, și în Portugalia nu era nivelul ăsta de frică, dar niciunul n-a avut curajul să vorbească despre război. În Germania a fost interzis pe presă să apară cum l-am dat eu afară pe Zelenski din Parlament. Toți au aflat în social media, dacă vreun ziar oficial ar fi spus despre chestia asta, îl desfințeau instantaneu. Nimeni nu are voie, deci credeți-mă, am vorbit cu un partid care are aproape 30%. Aici nu discutăm de bârfe pe stradă.
Este inimaginabil în ce hal s-a ajuns. Este exact ceea ce am discutat și în Italia. Nici în Italia nu au voie să vorbească despre anumite subiecte, sunt tabu, dar ceea ce e ok aici, există o comisie oficială a statului german pentru anchetarea în timpul și în urma discuțiilor pe care le-am purtat, mi s-a adresat invitația ca în septembrie să particip și să-mi expun toate punctele de vedere, precum și toate rapoartele pe care le am, absolut tot ceea ce am luptat, am lucrat eu. Voi veni oficial, în calitate oficială, și voi fi prezentă în această comisie pentru a-mi expune toată cercetarea pe timpul. Și mi s-a mai zis așa: cred că nu înțelegeți cât ați făcut nu pentru România, ci pentru Europa din 2020 încoace. Zice, vreau să vă spun că internetul în Germania este dezastru, dezastru, credeți-mă. Să te ferească Dumnezeu să te loghezi la un Wi-Fi. Nu-ți merge nici WhatsApp-ul. Trebuie să găsești locuri în care să poți să prinzi internet, deci merge pe 3G și 4G. 5G ca să ai? Nu. Și aici nu discutăm despre 5G-ul ăla împotriva căruia noi am luptat. Că chiar vorbeam cu niște politicieni, că nu se bagă absolut deloc bani în dezvoltarea asta pe internet. Și zic, păi, într-un fel ar trebui să ziceți mersi că nu sunteți atât de poluați din punctul ăsta de vedere. Da, am discutat despre foarte multe lucruri, dar credeți-mă, pe unde am fost în toate parlamentele, eu n-am văzut decât terifiere, frică, ceva de nedescris. Așa ceva în România, nu. Și mi s-a spus foarte clar și am spus și zic, ok, și dacă v-ați apucat să faceți măcar 10% din când fac eu? Păi zice, ne-ar termina în presă și în media. Adică cum? Păi zice, ne-ar inventa tot felul de chestii, ar aduce oameni care să mintă despre noi și ne-ar distruge imaginea în toată țara. Păi zic, nu s-a fac cu mine, zice, da. Dar zice, nu știți un lucru de unde vine ordinul. De unde? De la Bruxelles, unde aveți interdicție de a câștiga și de a avea acolo mandat de europarlamentar. Zice, nu e numai rezoluția, amendament și șoacă. Este de la cel mai înalt nivel interdicție, pentru că dumneavoastră ați putea da foarte mult curaj celorlalți și ar putea să ia atitudine și să-și dea seama că tot ceea ce se întâmplă acolo este ilegal, pentru că nu e numai neconstituțional din punctul de vedere al constituțiilor țărilor din care venim toți ca europarlamentari, este vorba de încălcarea tratatului de aderare. Am vorbit cu ei și le-am explicat din punct de vedere juridic, au căscat niște ochi și chiar juristul lor zice, nu m-am gândit la chestia asta, zic, nicio problemă, colaborăm, astfel încât să înțelegeți, vă fac dizertația, vă fac tot și am o colaborare cu ei, zic, trebuie să găsesc pe cineva să-mi traducă în germană, zice, nu trebuie, avem noi traducători de română-germană, doar trimiteți-ne tot ce faceți ca să putem să luăm atitudine. Deci, în halul ăsta s-a ajuns, iar tot ceea ce se întâmplă acum în mass media românească, este dintr-un ordin și uite că am ajuns să mulțumesc a unei părți din serviciile române care au refuzat să ducă ordinele până la capăt. Pentru că tot aici am aflat de aceste lucruri. Și mai e ceva. Apropo de sondaje, Le Monde, pentru care am acordat un interviu lunea trecută în Parlamentul României, a dat publicității sondajele reale despre SOS România, precum și presa din Spania și din Portugalia. 30% pentru europarlamentare. De ce Le Monde, care este împotriva mea, ziar globalist, da? De ce ziarele oficiale din Portugalia și Spania menționează 30% pentru SOS România, în timp ce în România există un linșaj mediatic împotriva Dianei Șoșoacă și a partidului SOS România, făcut evident prin verigile slabe
dintre care una cea mai slabă. Nu vreau să pic în chestia aia, nu mă interesează, din momentul ăsta nu mă mai interesează, nu mai pronunț niciun nume, dar, atenție, a trebuit să fac un tur de jumătate de Europa ca să înțeleg mecanismul și până unde s-a ajuns. Și da, mi s-a spus foarte clar, zice, ești considerată inamicul public numărul 1 pentru că ai trezit nu numai românii. Zice, nici nu-ți închipui cum se ascultă toate live-urile tale și emisiunile tale pe toată social media și sunt oameni care lucrează în timp real să traducă, pentru că traducerea automată Google nu funcționează cum trebuie și se scot pasaje importante și se dau pe grupurile private astfel încât să putem să eludăm un pic toată această cenzură. Deci este o cenzură de nedescris, o dictatură efectiv. Nu mi-am închipuit și chiar m-am întâlnit cu persoane care au trăit pe vremea comunismului și mi-au spus că am zis, zic eu cam ce decelez eu aici, e cam pe vremea comunismului și el zice, eu am trăit în Berlinul de Est. Nu. Nu e ca în Berlinul de Est, e ca pe vremea lui Ceaușescu. Deci omul știa și mi-a spus, zice, doamna senator, știți de Orwell, da? Zic, da, George Orwell 1984, zice, este planul pas cu pas. Și asta o spune un parlamentar german. Deci da. N-am văzut în viața mea atâta frică, de aceea toți trebuie să scăpăm de frică. Nu e bine ce se întâmplă acolo, deci uite să vorbești cu Clement care a văzut multe la viața lui, este consilierul meu și directorul de campanie ales SOS România. Băi fraților, se albise și așa era alb, se albise. Și se uita, zice, ni s-a și spus, dacă nu ieșim mai repede din zona de cameră din Parlament, s-ar putea să ne trezim că ne ridică de acolo. S-a chemat inclusiv securitatea, ca nu cumva, eu știu, cineva să ia cuvântul în plen. N-am văzut așa ceva, credeți-mă, nu există, deci unul nu îndrăznește să... Și am și întrebat, bine, dar ok, când sunt dezbateri, zice, dezbateri, dar n-ai voie să critici. Păi și atunci ce mai e Parlamentul? Păi zice, e puterea lor și atât. Au o boală cumplită pe Ursula von der Leyen și au o boală cumplită pe Merkel, pentru că în ultimul an de domnie, Merkel a deschis granițele imigranților. Au grave probleme cu imigranții. Grave de tot. Da. Deci lucrurile sunt foarte serioase, oameni buni. Atenție că România este totuși o țară relativ liberă, deși noi știm ce se întâmplă aici. Ori suntem noi un pic mai curajoși. Suntem foarte curajoși, să știi că ne admiră foarte mult și mi-au și zis parlamentarii, zice, doamna Șoșoacă, zice, când vom putea să vorbim, vom veni și poate ne... Zic că i-am și invitat în România, zice, aș vrea să le spun românilor să-i mulțumească lui Dumnezeu că v-au avut din până acum. Deci mă uitam la ei și nu înțeleg, zic, cum adică? Zice, doamnă, nu există așa ceva, zice, peste tot, deci crede-mă, și în Portugalia, și în Spania, și în Italia, toată lumea îmi spunea, noi nu avem un parlamentar ca tine, și în Polonia, deci există Gregor Braun, care ține acolo săracul piept cum poate, acum vor să-l aresteze și să-i anuleze, să-i ridice imunitatea parlamentară, cam așa s-a ajuns, stai să vezi că luna viitoare ajung eu în Parlamentul din Polonia, să te ții ce va fi acolo, pentru că ăsta vrea să țin și un discurs. E foarte grav, să vedem ce se mai întâmplă într-o lună, dar toți spun un singur lucru, dacă am fi avut un parlamentar sau un avocat sau un civic ca tine care să ajungă în Parlament, altfel stăteau lucrurile și la noi. Din păcate nimeni nu-și asumă și le este frică. Le-am povestit cam tot ce am pățit eu de-a lungul existenței mele, inclusiv acum. S-au uitat la mine și mi-au spus, zice, cum, și mai reziști? Da. Bun, da, și dacă... Da, exact.
Exact despre asta e vorba. Ai văzut că ei au teama asta că îi vor face o praf televiziunile ca imagine. Da. Aici e de fapt șmecheria acolo. Pentru că acolo poporul e cumva mai conformist așa și dacă vede niște lucruri pe la TV, în general tinde să le creadă. Dacă exact. Îți face TV-ul un profil, pe ras. Adică tot poporul la noi este oarecum invers. Laurențiu Primo, tu ce părere ai de toată povestea asta? Că propovăduiai niște teze de genul ăsta cu ceva timp în urmă, că în tot Occidentul lumea este prea supusă și nu prea avem de acolo soluții. Nu e nicio speranță din Occident. Sunt dresați toți. Hipnotizați. Singura speranță este să ne distrăm. Eu abia aștept să o văd pe Diana în Parlamentul European cum face instrucție de front cu Ursula. Dar nu că ne-ar salva, dar măcar ne vom distra. Înțeles? Auzi, spre Laurențiu, aici nu mai e vorba de distracție și nu e vorba de chestia asta, pentru că știi foarte bine că în Parlamentul European sunt niște chestii foarte dure și nenorocite. Nu vreau să detaliez aici. Problema este că în România trebuie să rămână cineva în Parlamentul României pentru a salva România de aici, pentru că totuși eu am fost aici și am oprit aici foarte multe lucruri. Deci va trebui cumva să ne împărțim. Da, mă gândeam la un lucru, Laurențiu. Nu vrei să candidezi la europarlamentare? Ia uzi, Laurențiule. Asta a fost chiar o lovitură sub centură, fii atent la mine. De ce? Tu vorbești vreo 4 limbi străine, ești un tip care ești umblat, cunoști foarte mulți antreprenori, ai avut și afaceri sau mai ai în Austria, deci cunoști foarte bine stilul ăsta lor nemțesc, care mie îmi displace total, deci vreau să spun că cred că de la o poștă se vede că n-am nicio treabă cu țările astea germanice, că se uită toți după mine de zici că sunt venită. Și în restaurante aici îmi zâmbește toată lumea, mă salută, dau mâna cu mine de parcă, eu știu, da, și eu zic, da, da, ok, ok. Și mă gândeam la un lucru, tu ai și, tu poți să fii foarte dur și foarte direct pe un alt ton care este admis la Uniunea Europeană. Acum problema este, eu spun sincer, nu vreau să dau amănunte eventual în particular, mie mi s-a propus să fiu pe listă, știu, pe loc știu. Eligibil 100% și am refuzat pentru că nu mă potriveam cu oamenii și cu și în niciun caz nu aș fi acceptat să intru în acel partid. Dar nu cred că, ce să zic, că eu zic să nu zici, acum te mai gândești, știi? Așa cum ai zis tu mie cândva la o chestie ce ți-am zis, eu nu mai vreau și tu ai zis, ce să zic, eu mai încerc. Mai încearcă să te mai gândești, nu la chestia aia, ci la chestia asta. Bă, ai devenit foarte cifrat așa, eu nu prind, nu dau seama că s-a întâmplat treaba și despre ce era vorba. Discutăm în trei, în particular, chestia asta. Ok, vorbim la noapte, după ce plec și eu de la restaurant. Da. Poftim, din restaurant de lux în restaurant de lux. Eu, sărmanul de mine, pe plajă, mâncam covrigi cu sare și eu din restaurant de lux în restaurant de lux la Berlin, la păi Paris. Da, tu trăiești sub regimul ciolacu, iartă-mă, și e cu covrigul cu sare. Deci te răsprânge asupra ta și peste mări și țări treaba asta cu covrigi. Să mă răsprânge la aeroport, că aveam baliza plină de covrigi de Buzău. Da. Nu cred. Auzi, mă, știi ce mi-au zis? Zice, părerea noastră este să nu faci nicio emisiune, să nu zici nimic, măcar să părăsești teritoriul Germaniei și după aia zice, vrei tu. Și zic, dar de ce? Că eu vreau să mă aresteze în aeroportul german. Da, tu, eu cred că tu vrei să ai coleg de celulă. De-aia îmi faci mie propunerile astea. Da, e o propunere indecentă, într-adevăr, ca să fii coleg de celulă. Cum e o propunere foarte indecentă? Acolo merge și cu mix.
că vă declarați altceva cum ar veni. Stai puțin că mă declar bărbat, că nu sunt eu cât 1000 de bărbați și mă duc ăștia acolo. Ce poate să-mi refuze? Nu-i merg ei pe politica asta? Mă declar bărbat, arăt că am în geantă 1000 de ouă și mă mute la bărbați. Da. Deci, o lucru e sigur, că dacă ne corbăcăm în aceeași celulă vreodată, și e foarte posibil să se întâmple lucrul ăsta, de plictisit nu o să ne plictisim nici dacă sunt 10 ani, doar noi doi într-o celulă. No, deci asta doresc, să stai 10 ani cu mine împreună. Bă, nu! E clar, eu cred că plec puțin, că voi aveți deja alte lucruri. Îți dai seama ce apă la moare aș da eu să dau acum un răspuns așa cum ți-aș da. Dă-te rog frumos, pentru că mâine presa n-are ce să spună. Deci dă-le tu, te rog, apă la moare. De 10 ani de zile vrei să stai cu mine, Laurențiu? Okay, intrăm direct în pe o insulă, hotărâți-vă. Nu, stai puțin, că și până aia poate să fie pe insulă, suntem ca Robinson Crusoe. Da, dai seama, cum găsește imediat ciutacul cu cine să-l înlocuiască pe lui, sunt dezbaterile lui. Păi, stai puțin că n-are de ce să-l înlocuiască, îl adaugă. Da. Deci, Laurențiu, încă o dată, ultima oară când te întreb, vrei să trăiești cu mine 10 ani într-o celulă de pușcărie în lupta aceasta împotriva? Deci vrei, dar nu în pușcărie. Deja asta s-a avansat într-o zonă. Acum cred că... Deci e clar, Primo, mă aștept să te văd în zilele următoare atacat pe 3 televiziuni, eu m-am obișnuit de mult, stai liniștit. Băi, frate, deja sunt răzbunit. Pregătesc avocații acum să facem niște epistole frumoase. Fii atent, mâine meu bilet, sâmbătă am plecat în Seychelles. 200. Auzi, să-mi trebuie și mie biletul meu, te rog frumos! Tu la Berlin, Paris, New York, astea s-ar fi. Pentru mine sunt altele, mai puțin renumite, nu? Nu mă bag. Și că mai puțin renumite, vezi că în Seychelles s-a dus Coldea cu ghiță de... Păi da, se și duce, că... Avem condiția. Stai un pic, de-aia se și duce acolo, pentru că data trecută ai văzut, a venit Rock după el. De fapt, venise după mine, dar l-a găsit pe primul, asta este. Iar eu i-am tras țeapă lui Rock și s-a rugat el de Dumnezeu să apară Șoșoacă, dar a venit masculul, nu femela. Asta e, ce să-i faci? Cine poate oase roade. Asta e. Da. Deci te rog frumos, Laurențiu, să-mi trimiți și mie biletul pentru Seychelles. N-am fost acolo vreodată, dar presupun că găsim și acolo un partid parlamentar naționalist care vrea să își salveze turismul. Clar, o rezolvăm. Mergem împreună. Așa, te rog frumos. Da, între timp trebuie să vă anunț că curge cu mesaje în care ni se spune că nu prea sunt de contactat diversi de prin... Nu este adevărat. Deci vezi că unele sunt chiar abureală. Sunt mai multe numere de telefon, să sune la mai multe numere de telefon, pentru că unii oameni și lucrează. Acum, iertați-mă, dacă omul e la locul de muncă, nu are cum să răspundă, că doar nu trăiește din politică. Deci, haideți să fim rezonabili. Depinde acum dacă a fost. Uite, și Italia au zis că nu are pe nimeni ca de așa este. Da. Au zis. Erai prezentă. Da. Da. Ia fiți atenți voi ce vreau eu să vă arăt acum, pentru că tot a fost la un moment dat astăzi s-au făcut niște glume. Deci acest interviu este interviul din Polonia, da?
Ia stau un pic. Stai că vă arăt imediat niște traduții de la interviul din Polonia. Ia fiți atenți aici. Ce zic, uitați-vă la numele celor care scriu, da? Deci astea sunt traduse. Uite, vezi originalul, tradus de Google, da? Ăștia sunt polonezi care scriu aici. Domnule redactor, vă mulțumim pentru acest interviu. Mulțumim femeilor că doamna senator și inițiativelor ei mai există speranță, nu mai război. Bine, vă dați seama că nu le-a tradus chiar bine Google. Dar poate să intre și el pe YouTube. Să intre pe YouTube. Câte vreți vă dau din astea? Mare femeie și atâtea cuvinte înțelepte. Multă sănătate și perseverență pentru această doamnă și familia ei. Intră-te câte persoane sunt la UK. Senatorul este un adevărat patriot, deștept, curajos, inteligent, pseudopoliticienii polonezi. Sunt nebuni în comparație cu acest minunat politician român pur sânge. Vă dați seama. Ia uite aici. O femeie. Și vedeți de unde vin. Zimonolozevski. Numai din astea sunt, da? Dar poate fiecare să intre pe YouTube și să vadă foarte clar că își dau ei singur traducerea. Deci, da. Dă-mi coace un pic. Bine, am arătat. Stai un pic. Haideți să vă arăt că e o minciună ce se spune despre UK. La UK sunt 4 oameni care trebuie să răspundă. Din 4, dacă sunt, tot îți răspunde cineva. Dar nu e numai unul. Răspundă oamenii acolo. Așa. Răspund. Deci, noi ne facem datoria să îi ajutăm pe oameni să găsească pe cineva să poată să se plece. Clientul, te rog frumos, pe grupul de UK. Ești pe grupul de UK? Hai să te pun. Sunt foarte mulți cetățeni români care vor să semneze. Extraordinar de mulți, enorm de mulți. Deci, Amalia, haideți să le spunem că formularele sunt pe site-ul esoedro.ro, da. Să-l descarce de acolo, îl semnează și pormă ne-l trimit cumva. Cred că prin cineva ne trebuie în original, completați-l cu pastă albastră de pix. Da? Fără ștersături, fără și să nu depășiți conturul respectivei căsuțe, pentru că aia se anulează dacă depășiți, da? Da, mie astăzi mi-a venit un amic, un domn avocat din Sicilia și mi-a adus deja 10 liste, da? Lumea se ridică, se duce, mă sună toată lumea și pe mine personal, unde putem să sunăm, am făcut câteva centre, la niște baruri, la niște locații de fitness și în Napoli, și în Sicilia, și în Trentino Alto Adige, unde lumea se duce și semnează. Este foarte important. Este foarte important pentru că, fraților, se sperie tot, am cremenit absolut tot. Și vreau să-ți mai zic ceva, Diana. Ți-aduce aminte evenimentul cu cei de la DGASPC Călărași? Când la simpla întrebarea ta, care este baza legală a acelor inspectori să vină să-mi ia copiii, că vezi, Doamne, eu am fost agresată? Ți-aduce aminte cum au fugit? Da. Urcându-se în mașină și în momentul în care tu ai spus că vei face plângere la Camera Deputaților, la Comisia de... cum se numește? Comisia pentru Abuzuri. Ia priviți aici ce am eu aici, da? Am primit răspuns, dar nu numai, Diana, astăzi DNA-ul a fost în vizită la DGASPC Călărași. Deci astăzi DNA-ul s-a dus la Consiliul Județean din Călărași și la DGASPC Călărași la doamna director, Diana. Ca să înțelegeți, fraților, eu am zis mereu, când aveți o problemă, nu 112, Diana și-o joacă. Pentru că, efectiv, în România, un abuz îl combați printr-o plângere împotriva abuzurilor, nu? Asta este singura variantă care ne-a rămas în momentul de față, ca toată lumea
să voteze SOS, să aibă încredere în Diana, că vă spun sincer, doar ea va rezolva problemele. Deci asta este ceea ce se întâmplă în momentul de față la noi, da? Deci doar Diana Iovanovici Șoșoacă, vă spun sincer, este cea care oprește abuzurile în România. Eu vă rog pe toți să vă treziți și să vă duceți. Mă sună lumea să mă întrebe dacă poți veni în România să-și refacă buletinul românesc, au dublă cetățenie. Știu că se face cu urgență. Am trimis la liste tuturor pe WhatsApp din toate țările. M-am dus și la Petești, și la Urziceni, și la Slobozia, și la Călăraș. Începem campania de... Mergem prin oborul ăla de animale, unde se duc toți locuitorii, pentru că efectiv este o mișcare națională, fraților. La mulți le este frică, dar la foarte mulți lucrează pe dedesubt. Nu știți voi ce putere există în această mișcare de SOS de eliberare, salvarea României. Asta este important să înțelegeți. Aveți încredere în mama națiunii noastre, pentru că dacă am o mamă care m-a făcut, am o mamă care mă protejează din punct de vedere legal. Că așa e în viață. Nu poți să le faci toate singură. Credeți-mă, mama mea, Diana, mama mea umblă cu semnături pentru europarlamentare. Mama mea, care n-a fost de acord să intru în politică, mama mea vine cu tot felul de prieteni, mama mea vine cu tot felul de foști doctori, mama mea vine cu toată lumea să semneze și mi-aduce în fiecare zi câte 2-3 liste. Așa la cei 70 și treaba ei de ani, se duce din casă în casă și semnează. Diana știe foarte bine că mama mea n-a fost de acord cu intrarea mea în politică, da? Și uite că lumea se mișcă. Am trimis-o și la Ștefănel să se înscrie, am mai adus încă 5 membri, se duce toată lumea pentru că au încredere în Diana Iovanovici Șoșoacă. Iar eu, vă spun sincer, în momentul ăsta am renunțat la toate activitățile mele și sunt dedicată 100% doar la strângerea de semnături pentru europarlamentare. Bine, și la organizarea viitorului. De-aia se face, da, să vă opresc un pic. Că e ceva, îmi spune lumea, că e ceva care face urât de tot. Oare o fi de la telefonul tău, Diana? E de la mine. Ieși un pic și mă întorc în 5 minute. Ia vedeți dacă se oprește băzăitul. Ia vezi. S-a oprit. Deci ea era bruiată. Păi traficul foarte mare, îți dai seama, 5-6 servicii secrete se ascultă simultan telefonul. Nu e ușor. Deci nu e ușor. Zi tu primul acum, ce părere ai despre această propunere, domne? Absolut șocantă. Chiar că șocantă. Și a spus eu că nu e supărată Diana pe tine, tu nu mă credeai. Da, ce, eu am fost supărat pe ea? Nu e, ți-am spus că nu am mai vorbit, dar știi... Ca să mă pot implica într-un astfel de proiect, ar trebui să discut întâi cu ea. Ăsta este adevărul. Pentru că eu îmi doresc ca Diana să-și valorifice la maxim potențialul și calitățile. Și pentru asta Diana are nevoie de ceea ce numesc eu o frână de mână. Adică atunci când începe să o ia valul prea tare, să mai asculte și de ce îi spun eu, adică să mai tragă un pic frâna, să o lase mai ușor, să pună și un pic de diplomație și înțelepciune în faptele și în atitudinile ei, pentru că trăim într-o lume falsă în care adevărul spus pe față, rece, crud, nu place. Sigur că Diana e un om dintr-o bucată și eu am fost exact ca ea până când eram mai tânăr. Norocul a făcut să am lângă mine oameni care să mă învețe și să-mi spună că e nevoie să mai trag frâna de mână. Și am ajuns la o vârstă, probabil că sunt importanți acești ani în plus pe care i-am față de Diana, în care mai trag și frâna de mână singur de data asta. Nu mi trage altcineva cum era nevoie în tinerețe. Cred că Diana are exact nevoie de ceea ce aveam eu nevoie în tinerețe, de un om care să-i mai tragă frâna de mână câteodată și ca să iasă lucrurile bine.
ca să mă implic într-o chestie în care eu să nu fiu convins că Diana își valorifică la maxim potențialul, nu mă bag. Dacă ea va accepta să mă mai și asculte câteodată, atunci mă gândesc, atunci e posibil să ne unim forțele, dar nu pentru binele meu, ci pentru binele ei și pentru binele României, ca să poată ea să se valorifice la maxim, să-și crească potențialul foarte mult, să și-l tripleze. De ce spun asta? Nu pentru că am eu ambiții sau orgolii personale. E vorba că eu îmi doresc binele României și știu că Diana este astăzi singurul om care ar avea potențialul și posibilitatea să salveze această țară în ultima clipă. Dar sunt foarte ofticat, ca să folosesc un termen popular, pe faptul că văd că din cauza unor fleacuri nu reușește să-și atingă acest potențial. Iar eu nu sunt obișnuit, niciodată în viață nu am plecat la un război pe care să nu fiu sigur că îl voi câștiga. Deci dacă plec la războiul ăsta alături de tine și Diana, plec doar dacă sunt sigur că îl voi câștiga. Și ca să fiu sigur că voi câștiga acest război, Diana trebuie să-și corecteze aceste foarte mici deficiențe pe care încă le are și care înseamnă, eu știu că eu sunt un om care spune deschis totul și pe față. E vorba de un pic de diplomație. E ok, înțeleg, știu că este așa cum este pentru că eu mă regăsesc în ea. Exact așa eram eu de impulsiv, la fel eram la fel de lipsit de înțelepciune și de nediplomat acum 15-20 de ani. Și mi-aș dori ca și ea să reușească să evolueze și nu e greu să facă acest lucru și să devină foarte bună, foarte puternică, astfel încât să poată să salveze această țară. Dacă ea... Știi că sunt momente în Parlament când, cum a fost faza aia cu Simion, adică vine cu telefonul, până la urmă îl filma, era o chestie normală, ceea ce făcea și el cu mulți alții, și el îi dă peste mână pe telefon și după aia pronunță cuvintele alea înfiorătoare. Bă, în orice țară de pe planeta asta, ăla e un politician lichidat, complet. Lui, care-i treaba? Nu trebuie să spui mintea. Nu trebuie să spui mintea cu prostul. Pentru mine asta este, îți spun din experiența mea de viață. Pentru că niciodată nu poți să ești învingător, tu deștept, într-o luptă cu prostul. El iese în câștig, crede-mă. Trebuie să știi să, în box se numește a eschiva. Să știi să eschivezi, să știi să fentezi, să știi să ai ceva în plus față de el, să dovedești că ești mai înțelept, mai deștept și lumea apreciază lucrul ăsta. Pentru mine ar fi extraordinar de important ca Diana să reușească să atragă alături de ea și intelectualii patrioți din România. Adică oamenii aceia care astăzi nu se regăsesc nici în SOS, nici în AUR din cauza atitudinii agresive a celor doi lideri, oamenii aceia care astăzi nu s-ar duce la vot, cu toate că sunt patrioți și simt românește, tare m-aș bucura să poată să-i atragă Diana de partea ei. Dar pentru asta e nevoie de un alt fel de atitudine. E nevoie ca intelectualii patrioți din România să se simtă ca fiind parte din aceeași gașcă cu Diana. Pentru asta e nevoie de un pic de cizelare, de un pic de schimbare a atitudinii, un pic de mai puțină agresivitate, mai puțină, cum să zic, să nu cazi în capcana de a intra în conflicte din astea de nivel jos, să... Da, sunt niște chestiuni pe care eu nu le vreau pentru mine, le vreau pentru binele ei și pentru binele României. Că dacă ea n-ar fi singurul om în care să văd potențialul de a salva această țară, n-aș insista, n-aș exagera, adică mi s-ar rupe, știi? Dar mi se pare atât de frustrant și nedrept. Bă, frate, țara asta în sfârșit dă un lider care să aibă curajul și puterea de a salva România, și să-i lipsească doar un 5-10% ca să poată să izbândească. Și mi-aș dori foarte mult să fie și acel 5-10%. Dacă ea va reuși... A intrat Gică Manole, mai sunt și alții care sunt în negocieri în momentul de față.
Văd că ți-a făcut și ție această propunere. Deci, cred că a dat dovadă de foarte multă înțelepciune făcând aceste acțiuni care, ia uite, sunt cam în extremis, așa, parcă zici că s-a gândit până la un anumit moment dat, vorbesc pentru un target care e mai furtunos, mai spumos, mai rezonează cu țipete, cu nu mai e timpul de vorbit frumos și lucruri de genul ăsta, după care a început pe o treabă de organizare, că e, cred, un partid extrem de bine organizat în momentul ăsta. Eu ce știu, cred că rămăsese un singur județ care nu era bine organizat, ceea ce, dacă ne gândim ce avea Aurul pe vremuri, în 2020 era un dezastru total. Ce are ea acum, apropo de chestia asta, deci țipatul, organizatul și diplomația. Am senzația că exact în momentul ăsta se află unde ai punctat tu. Și faptul că președinții de organizații sunt în majoritatea covârșitoare, dacă nu toți, intelectuali, oameni care au reușit în viața lor să facă tot felul de lucruri, asociat acum cu această un aflux real de intelectual de marcă pe lista de europarlamentare sau care sunt împreună cu Diana, mă refer aici la domnul Colceag, care cred că, nu știu dacă i-a făcut propunerea zilele astea sau nu știu în ce stadiu este, ar putea să fi acceptat, cred. Manega este tot împreună cu ea. Deci, cred că tu ai dreptate când spui lucrurile astea, dar ea deja e pe frecvența asta în momentul ăsta. Asta e extraordinar, e extraordinar dacă e așa. Bine, și... nu ai mai vorbit cu ea de ceva timp, adică nu mai ești la curent, nu te-ai upgrade, n-ai făcut upgrade-ul. Pe noile coordonate. M-aș bucura să fie așa și dacă este așa și dacă ea îmi va confirma în discuția particulară că dorește să schimbe un pic, picul acela care o desparte de succesul în politica românească, eu sunt alături de ea 100%. Dar, bine, eu nici n-am fost altfel până acum. Mereu am spus că o susțin pe Diana și SOS. În ciuda faptului că a existat acea ruptură, eu niciodată nu m-am dezis de SOS și de... A, că m-am certat cu haterii, e adevărat că m-am certat, că na. Adică m-am certat. I-am ironizat că nu i-am jignit niciodată, nici pe hateri. Dar relația mea cu Diana nu poate fi decât bună. Nu are cum să fie altfel, pentru că este un om pe care îl respect foarte mult și știu cât de mult poate să însemne pentru viitorul României. Da. Iată câteva lucruri foarte interesante care s-au pus în discuție în seara asta. Cred că puteți face în continuare o echipă foarte tare și în acest moment, între alegerile europarlamentare și partid, nu mai stau decât semnăturile. Eu am obsesia asta cu semnăturile. Încurajez în fiecare seară pe toată lumea să vină să semneze, să-i caute pe reprezentanții SOS-ului care sunt prin toate județele, la telefon, locațiile respective, pentru că aceste semnături, într-adevăr, nu pot fi online. Da, știi ce se întâmplă, Luis? Pentru mine este important ca tu și Diana să ajungeți în Parlamentul European, pentru că ați fi singurii cu adevărat reprezentanți ai poporului român acolo. Restul, am văzut listele, nici unul nu se duce acolo să reprezinte poporul român. Dar da. Ăsta acum listele din seara asta au dat ăștia. Ce am văzut, i-am sincronizat. Dar vreau să spun o altă chestie. Miza cea mare, din punctul meu de vedere, sunt alegerile parlamentare și prezidențiale. Dacă noi...
Asta e prima etapă, adică trebuie să faci o figură super bună. Locul acesta mare suveranist, nu reușim să facem 50% ca să îl dăm jos PNL-ul și PSD-ul, degeaba, în zadar a fost totul. Apoi dacă nu reușim să o impunem pe Diana președinte, pentru că eu nu văd altă soluție, chiar am discutat și în emisiunile mele. Bă, frate, oricine ai vrea și dacă ai căuta acum un carul cu fân, nu găsești unul care să zici că, bă, hai că cu ăsta ar merge. Nu găsești, efectiv. Singurul om care cu mici retușuri ar putea să devină un adevărat lider al României noi, este Diana. În rest, pe oricine ai căuta, oricât ai căuta, nu găsești un om care să zici, bă, hai că dacă îl retușăm un pic reușește. Nu are. Nu există așa ceva. Oricât ai căuta. De-aia nu pot să nu fiu alături de voi. Și pentru europarlamentare, ca să mergeți voi doi acolo, și pentru, mai ales pentru alegerile parlamentare din România și pentru alegerile prezidențiale. Dar... Îți repet, zic că mulți europarlamentari, dacă să vin în acest război alături de voi, trebuie să fiu sigur că vom învinge. Pentru că eu nu joc în meciuri pe care nu sunt sigur că le voi câștiga. În viața mea, sigur că da, poate sună urât, dar asta este strategia și chiar asta ne-a învățat Sun Tzu. Bă, frate, dacă nu ești sigur că vei învinge, nu te duc la război. Bă, prostane, stai acasă dacă nu ești sigur că o să câștigi. De ce să te duci într-un război ca Zelenski în care știi că vei pierde? Stai cu minte și mai pregătește-te, strânge oaste, strânge arme până când vei simți că, bă, dacă mă duc acolo la război, 90% câștig. Altfel nu te duc, tată. Așa am trăit toată viața mea și de aia am cunoscut succesul în viață. Că nu m-am băgat în războaie pe care să le pierd. Dar... Dacă se vor crea aceste premize la SOS și la Diana, sunt alături de ea și de SOS. Corect. Nici nu am altă alternativă. De-aia am și refuzat pe alții. Dar da. Să vedem dacă reușim să ajungem la acest scop pe care mi l-am propus. Chiar și la această oră, dragi prieteni, după 2 ore de emisiune, suntem aproape 5.000 de oameni în live, în YouTube și în Facebook, împreună cu Laurențiu Primo și Amalia Belantoni. A fost și Diana Șușoacă cu noi, nu știu dacă mai intră, s-ar putea să mai intre cu noi. Mai stăm un pic, cel puțin, până la 11 și îl întreb acum pe Primo, dincolo de... aceste chestiuni de ordin tehnic, dacă putem spune așa, ce șanse dai în genere acestui pol suveranist, dacă aș zice așa, dar el e împărțit. Adică sunt unii care nu se regăsesc. Uite-o că am regăsit-o pe Diana. Ia să vedem dacă mai face urât. Parcă nu mai face. Ia vedeți. Au terminat banda. Oh. Ia uite, joacă și pasta, Silvestre. Joacă și pasta. Oh, ce nasoală e asta. Deci nu e bine. Mereu Diana este surprinzătoare, la fel ca și România. Și că România mereu surprinzătoare. Așa. Numai că mie nu mi-a picat frunza. Eu sunt mereu verde. Aha, așa este treaba. Deci, Diana, cât ai lipsit, am vorbit cu Primo aici. Am ascultat că suntem la masă într-un restaurant italian foarte mișto, unde în sfârșit văd și o fețe zâmbitoare, oameni calzi, umani, și aud și o altă limbă decât... chestia asta care mă zgârie pe la urechi. Da, nu. Avem nevoie de Laurențiu. Eu îi zic Primo. Avem nevoie de Primo pentru că el este obișnuit cu limba asta germană, cu limbile germanice, cu stilul lor de viață, cu austeritatea lor. Eu prefer să fiu acea lumină latină care să mai...
descrățească frunțile și mai aduc așa câte o pată de culoare, câte un pic de zâmbet. Că și primul când mă auzea pe vremuri la telefon, se descrețea și după ce vorbeam cu el o oră, îmi spunea, mie reda speranța, sunt optimist, am speranța acum, nu știu ce îmi faci, dar mă schimb total și încep să cred că viața e frumoasă. Așa fac eu întotdeauna. Forța! Da, când am vorbit noi doar o oră la telefon, nu mi-amintesc. Opa! Deja lucrurile evoluează. Auzi, primo, vorbeai ceva de diplomație. Rămâi la o oră, te rog frumos. Să rămânem totuși. Asta nu se înțelege bine, mă scuzați. Da, nu, m-a deranjat ceva. Nu știu dacă te-ai prins, dar n-am mai apucat să spun. M-a deranjat ceva la primo. Zice... sigur că voi doi ar trebui să mergeți în Parlamentul European și trebuie să ajungeți acolo. Stai un pic. Adică tu îți imaginezi că SOS trimite doar doi parlamentari? Auzi, primo, eu vorbesc că aici să mergem mai mulți, o armată, nu doar doi. Hai să fim serioși. Pierde optimism. Acum ideea este ca cei care se duc acolo să și aibă ceva de spus, știi? Păi adică eu de ce spun? Reprezentativ se văd, adică oameni care cu adevărat să facă valuri. Exact. Lui. Așa și va fi. Așa și va fi, dar să știu un lucru. Nu este momentul să dăm acum, lista. De fapt, nimeni nu a dat-o, n-a făcut-o publică. Uite cum ba spun de unul, ba de alta, ba mai după unul, ba mai după alta. Nu este momentul. O să vorbim noi la telefon în seara asta. Locul 1 de la PSD-PNL a dispărut. Adică despre ce vorbim? Da, deci când au auzit de mine, au dispărut toți. Și nici la aur ei nu știu cine e de fapt pe locul 1. Nu se știe. Nu. Încă se fac calcule. Da. Așa că, nu, tu n-ai mai urmărit de mult pentru că ai fost așa în froa cu mine, dar tu știi că m-ai visa noaptea pentru că întotdeauna când ne certam mă visai și că sunt sigură că ți-am bântuit nopțile și a fost o grea suferință în ceea ce te privește, dar sper că astăzi ți-am descățit fruntea și ți-am luat suferința așa imediat ca o mamă a națiunii care te-a mângâiat pe frunte. Și sunt sigură că acum ești bine, știi că niciodată nu ți-am vrut răul, știi că întotdeauna am ținut la tine enorm de mult și tu la mine, așa că este momentul să-ți revii, să-ți recapeți acea însuflețire de care avem nevoie toți, să ai mai mult decât speranță să treci pe certitudinea lui Miron Manega și fii sigur că vom învinge. Va fi greu, enorm de greu, uite-te ce mi se întâmplă mie, dar mie îmi plac greutățile. În fond, cum ar mai fi victoria dacă n-ai putea să treci peste atâtea greutăți? N-aș da-i simți eu și nici nu ar fi o victorie, nu ar fi ceva extraordinar. Dar, mă rog, de că eu am vorbit un pic mai tare și cred că am deranjat pe aici lumea. Dar, primo, cum ți-a plăcut lecția asta de diplomație? Ia. Da, se simte un aer bun, da, e adevărat. Da, să știi, Laurențiu, dragul meu, dragul meu primo, eu în Europa călătoresc la invitația unor partide extrem de importante. Doar nu îți închipui că acolo sunt invitați oameni care n-au diplomație. Să știi că pe ceea ce înseamnă politica externă și relațiile externe sunt extrem de diplomată și așa am reușit să obțin foarte multe avantaje pentru românii de aici, din țările unde am vizitat, precum și am făcut exact ceea ce vorbeam noi cândva, lobby pentru România. Pentru că nimeni din politica românească nu face lobby pentru România. Și știi că tot vorbeam că suntem deficitari la acest capitol. Și cineva trebuie să-și asume să facă acest lucru. E, uite că a venit momentul în care
S-a ajuns la recunoașterea valorii mele și în plan extern și sunt invitată și am acceptat să vin pentru că a venit momentul să accept astfel de invitații și pentru ei a venit momentul să facă astfel de invitații și să știi că în schimbul de experiență română-străin pe care l-am avut, am ieșit tot timpul câștigători, pentru că nu au un personaj de, să nu zic de, mă rog, de valoare, hai, de asemenea valoare, mă rog, să nu zic ăștia că mi-au murit lăudătorii, dar asta este adevărul, asta mi s-a și spus. Nu au o personalitate politică ca a mea care să poată să facă ceea ce fac eu în România. Și că se uită la noi de unde și iau lumină și că nu pot să facă ceea ce fac eu acolo, nu își permit, n-au curajul, le este frică, n-au pârghiile necesare și am rămas siderată, să știi, să văd că nici din punct de vedere juridic nu stau foarte bine. Adică a trebuit să le dau eu niște lecții din tratatul de aderare și din toată legislația europeană și au notat, deci crede-mă, asta era de filmat, să vezi cum își notează partide care sunt deja în partide parlamentare sau partide de guvernare, care își notau ceea ce le spuneam eu. Pentru că există o cu totul, deci tu știi foarte bine cum stau și analizez eu legislația, că vorbeam și îți explicam foarte multe până să mai răcim noi relația. Dar din punct de vedere juridic, să știi, am rămas siderată să nu aibă echipe extrem de profi. Eu am impresia că frica asta le-a anihilat orice spirit de justițiar. Este, îmi spuneai tu mie că e așa în Europa, dar eu nu am crezut vreodată, crede-mă, și a trebuit să trăiesc eu pe pielea mea și să, mă rog, tu nu ai avut acces în parlamentele lor, dar când am văzut în parlamentele lor, și să știi că sunt oameni foarte elevați, sunt oameni foarte cultivați, nu sunt ca la noi analfabeti. Nu, din contră. Sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni cu o experiență vastă, profesională, cu experiență de viață, sunt foarte eleganți, foarte cultivați, dar, atenție, au aceeași problemă. Frica, și exact ce ți-am spus eu mereu, am impresia că intelectualitatea, pentru că gândește prea mult și stă prea mult între cărți în loc să iasă în afara lor, să trăiască și viața aceea palpabilă între oamenii mai puțin intelectuali ca ei, adică să urmeze ceea ce am făcut eu, poate nu la nivelul meu, că nu au această carismă, dar la un alt nivel, au început să resimtă frica, teroarea. Ceea ce înseamnă că le scade încrederea în ei. Este vorba de un self-esteem scăzut. Și de ce vine acest lucru? Self-esteem-ul scăzut vine din momentul în care tu te vezi în imposibilitate de a acționa raportat la nivelul tău de profesionalism. Pentru că să fii în Parlamentul Germaniei, Portugaliei, Spaniei, Italiei, să fii extrem de bine pregătit și să nu poți să iei atitudine pentru că ești amenințat cu închisoarea, nu poți să îți impui un punct de vedere raportat la experiența ta profesională, evident că duce la frustrări. Frustrarea de a nu putea să aduci aportul tău profesionist în Parlament, acolo unde asta ți se cere. Și atunci este evident că începe să-ți cadă și stima de sine și apare frica. În timp ce omul de rând nu prea mai are ce pierde, el a pierdut tot. Mai are doar credința, libertatea. De aceea cei mai mulți care nu au cedat nu au fost intelectualii, ci pătura de mijloc și pătura de jos, care au ascultat-o pe Diana Iovanoviș Oșoacă, care le spunea să creadă în Dumnezeu, să aibă încredere în ei și a funcționa mai bine. În schimb, cea mai mare parte a intelectualității a căzut la capitolul încredere în sine și încredere în Dumnezeu, a avut mai mult încredere în știință. Eu nu zic să nu ai încredere în știință, dar știința asta e făcută tot de oameni. Așa că trebuie să-ți păstrezi o anumită rezervă. Ți-a plăcut diplomația mea prin care ți-am prezentat acum situația la nivel european?
Da, ești minunată, n-am niciun cuvânt de spus. M-ai lăsat fără cuvinte. Dar vreau să discutăm între patru ochi, între șase ochi, de fapt, cu lui un pic. Vrei între patru sau între șase, ca să știu cum mă pregătesc? Eu nu vreau să vă incomodez, adică nu... Și hai între patru și între șase. Ca să fie prezente. Pentru că e nevoie să vorbim și în privat. Dar în orice caz, chiar se sesizez o schimbare de atitudine și de discurs din partea ta. Alt om, e altceva. Primo, sunt foarte liniștită. Nu mai există factorul perturbator, violent și disturbator al vieții mele. Așa că în acest moment trăiesc o viață frumoasă, liniștită, în care pot să mă ocup de tot ceea ce mă pasionează. Am mai mult timp să studiez, am mai mult timp să interrelaționez. Nu mai există o presiune psihică, nu mai există mulți factori perturbatori care au făcut din mine, care au adus să fie un factor stresor, care mi-au adus grave prejudicii, atât imaginii de ansamblu, cât și evident stării mele psihoemoționale, dacă înțelegi ceea ce spun. Un lucru e sigur, eu constat o schimbare majoră în sensul că nu te mai văd tensionată, nu mai ești aia plină de tensiune, de agresiune, de nervi, de... Înainte era cu totul ăsta, acum pare tatăl. Primo, am reușit să vorbesc cu tine și m-a detensionat total. Oh, draga mea, draga mea. Hai să ies din schimbă ca să vă vedeți mai bine. Simt că vom relua lungile convorbiri. Scrie în burtiera, dați-mă și pe mine la o parte, scrie în burtiera. Luis, pregătește burtiera, și aia de sus și aia de jos. M-a pe mine la mijloc. Da. Chiar fără la apartamentul ăla să o soacă la mijloc nu se putea, domnule. Să știi că așa eram înainte să apar în politica asta, pentru că nu existau o persoană care să mă streseze non-stop, ce să fac, unde să fac, cu cine să vorbesc, ce să vorbesc și așa mai departe. Și știi foarte bine situația, că tu erai un om care ai cunoscut situația profund și ai încercat să ajungi. Deci n-am crezut că se poate ajunge unde s-a ajuns, deci crede-mă, am fost siderat. Deci nu știu, haide să nu vorbim de chestia asta, dar cândva, dacă ți-aduci aminte, când a fost o problemă extrem de gravă, mi-ai spus că nu-ți vine să crezi. Și da, cred că acum... Mi-aduc aminte și că am militat eu ca să nu rupeți. Mi-aduc aminte de multe, dar... Chiar, eu nu mi-am imaginat. Și m-ai rugat să iert și să trec peste și să nu aduc prejudicii mișcării naționaliste și atunci ți-am spus ok, o să iert, o să trec mai departe pentru că m-ați rugat și tu și Luis și domnul Colceag și m-ați rugat de zeci de ori și de zeci de ori am acceptat să trec peste lucruri care au fost grave și tu știi foarte bine că au fost extrem de grave. Nu vreau să pronunțăm aici, dar... Vreau să spun ceva, că știu mai multe de chiar decât știi tu. Da. Știu. Am aflat ulterior. E greu, dar asta este. Așa a fost să fie. Și acum poate realizez... E bine mai târziu. E bine mai târziu decât niciodată. E okay. Da, primul, acum realizez că ceea ce vedeți și ar trebui să realizați toți, că expresiile pe care voi le-ați auzit în fiecare zi la televiziune erau folosite împotriva mea în fiecare zi de dimineața până noaptea. Da. Și cred că a fost martoră și Amalia de nenumărate ori, Primo nu mai vorbim și așa mai departe. Luis nu mai vorbim. Urât, de neacceptat pentru o femeie, de neacceptat pentru un bărbat. Am acceptat. Și Primo ar trebui să spună acum cât s-a rugat de mine, pentru că am spus că nu mă iert.
Cât s-a lucrat domnul profesor Colceac, aduți aminte primul, cât s-a rugat domnul Manega, domnul Amintiteloae, Luis, hai Diana mai rezistă, hai Diana mai rezistă, că nu, el nu face față stresului, că nu mai poate, ok, și eu cât să mai fac față stresului, pentru că eu aveam un război în parlament, în politică și un război acasă. Eu nu am avut măcar o oră de relaxare. Aduceți-vă aminte când la un moment dat v-ați unit cu toții și mi-a spus, băi, îți dăm casa lui Primo de la Brașov, numai du-te și relaxează-te. Pleacă el de acolo, pleacă nu știu ce și stai liniștită și relaxează-te. Și nu știați unde să mai îngăsiți un loc unde să mă duc să mă relaxez, să nu mai aude nimic. Și ați văzut că nu s-a putut, pentru că asta a fost politica, non-stop, într-o teroare cumplită și nu puteam să mă opresc. Ați văzut ce înseamnă o zi în care nu iei atitudine, o zi în care se petrec lucruri inacceptabile în politica românească sau externă la care nu reacționezi, poate dăuna extrem de mult acestei lupte. Eu nu am avut voie de 4 ani să spun că sunt obosită. Eu nu am avut voie de 4 ani să spun că mi-e somn, că mi-e sete, că mi-e foame, că vreau să mă duc la toaletă sau așa ceva. Trebuia să rezist și să merg mai departe. Asta a fost. Eu nu am avut voie să spun nu mai pot. Okay, o singură dată, cred că o singură dată am spus nu mai pot. Și mi-a fost dat să aud și câte insulte am primit pentru faptul că o singură dată am spus că nu mai pot, nu vă puteți închipui. Diana, și chiar nu mai puteam. Tot ce a fost, șterge cu buretele și hai să privim spre viitor, să construim. Asta și fac. Să știi că, într-un fel, mi-a prins foarte bine faptul că am avut aceste invitații care au venit toate una după alta. N-am putut să le resping pentru că chiar aducea un prejudiciu major și partidului și României și acestei lupte. Nu, tu știi foarte bine că în aceste situații, când ai astfel de invitații la un nivel atât de înalt și le refuzi, s-a terminat. După aceea nu ți le mai renoiește nimeni niciodată. Și mi-a prins foarte bine pentru că am făcut o schimbare de locație, de educație, de am întâlnit oameni de diverse categorii, din diverse medii, m-am întâlnit cu românii mei, așa că mi-a prins extrem, extrem de bine, pentru că peste tot am fost înconjurată de stimă, de respect, iar din partea românilor de extrem de multă iubire. Și ușor, ușor rănile se închid, se acoperă, pentru că am înlocuit tot ceea ce este rană și încerc să înlocuiesc mai departe. Este greu, nu pot să nu recunosc că nu-mi este greu sau că nu mă doare, dar înlocuiesc toate aceste lucruri cu tot ceea ce îmi dăruiesc oamenii din jurul meu, inclusiv străini. Bun, e extraordinar. Pentru mine e fantastic. 8 oameni la ora asta împreună cu noi după 20 de minute de live. Practic aceste, cum să le spun eu, confesiuni ale Dianei adună din ce în ce mai mulți oameni împreună cu noi aici. Practic suntem 5.000 de nu știu cât timp. Și arată interesul oamenilor pentru omul Diana Șușoacă, pentru felul în care ea trăiește, pentru travaliul ăsta prin care trece ea, ce simte ea, cum face față, cum merge mai departe, pentru că adineauri vă spunea despre cei din alte țări. Bă, ăia decât să se spună ceva nașpa despre ei la televizor, mai bine tac pe veci, să nu cumva să-i afecteze imaginea. Vai, nu mai prinde următorul mandat. Aoleu, ce ne facem? Așa e pe acolo, fraților. La noi nu merge așa. Noi suntem cu pielea tăbăcită, mergem prin foc, prin furtună, prin ninsoare, prin frig și prin căldură.
mergem până la capăt, nu e niciun fel de problemă. Dar lupta este inegală și incorrectă, asta să fie clar. Nu e onorabil ca un om care n-a vrut nimic altceva decât să vină în Parlament și să prezinte concret, punctual și exact proiecte de legi să facă aia, să facă ailaltă, să se abroge o lege, cum ar fi aia de privatizare a petrolului, să se modifice niște lucruri care afectează până la urmă o țară întreagă sau un întreg domeniu sau toți antreprenorii din țara asta, mă refer aici la fisc, la taxe, lucruri de genul ăsta. Deci totul este anapoda în țara asta. Totul este anapoda. Nu vezi o logică, vorbeau ei de primărie acum, că dacă ia ăla ce proiect are pentru capitală, bă da, sunteți incredibili, dar ce proiect ați avut voi pentru capitală în ultimii 34 de ani, oameni buni? Și ce incredibil așa ceva, că tupeu poate să aibă covrig. Covrig ăsta. Și am zis aseară, primo, nu știu dacă ai văzut, poate aveai alte lucruri de făcut. Se vorbește excesiv de mult despre viața personală a unui senator. Bă, dar de ce nu vorbim despre viața personală a lui Ciolacu? Ăla măcar e prim-ministru. A lui Iohannis? A lui Ciucă? Bă, ăștia conduc România, mă, nene. Ăștia taie felia din tortul bugetar și o aruncă ca o ciosvârtă cui vor ei. Toată lumea se duce acolo cu poziția ghiocelu. Mă scuzați, domn prim-ministru, domn președinte, vrem și noi pentru primăria X sau pentru nu știu ce acțiune. Vrem și noi să ne ajutați, să nu știu ce. Băi, nu se poate așa ceva, mă. Asta e o bătaie de joc. I-au adus pe toți în starea de euglena verde. Toți sunt niște terminați, niște vai de capul lor. Că-s primari, că-s miniștri, că sunt ce vreți voi, parlamentari. Nu e posibil așa ceva. Și vine o femeie și spune, domne, eu vreau să mai modific lucrurile pe aici. Ia să vedem, de ce nu merge aia? Fac proiect de lege. Ia să vedem, de ce nu merge aia la altă? Interpelare. Ia să vedem, vine comul de afară, vine legea nu știu care. Modificări. Nu merge așa. Și ce fac ăștia? Toți îi sar în cap, buf. Și după aia ne văităm primul că e prea agresivă, că ridică tonul, că face aia, că face elaltă. Vezi? Trebuie să te uiți și la viața ei. Abia acum ea spune niște lucruri pe care noi nu le-am anticipat, că, sincer, nu m-am gândit eu ce suportă ea pe acasă. Adică, bine, eu știam, dar nu am... E elegant să ne gândim noi la lucrurile astea. Dar o încercăm să o judecăm uneori. Și de-aia e bine că atunci, înainte, eu întotdeauna am zis chestia asta, înainte să judec, încerc să înțeleg. Opa! Ce-a făcut? Am pierdut-o pe Diana? Da, te-am pierdut, ce-am făcut? Nu, mi-a luat foc celălalt telefon. A, intră pe celălalt. Da, asta ziceam. Și în general pe oameni, înainte să-i judecăm, e bine să-i înțelegem. Și de multe ori e bine să mai și ascultăm. Că dacă ascultăm, poate mai ușor înțelegem și avem și noi un raționament mai corect și mai onest. Așa că... Ok, acum, important e un nou început, să construim și să reușim în scurtul timp pe care îl mai avem să obținem o eficiență maximă, un randament maxim din ce se mai poate scoate. Asta este important. Și clar, foarte important să avem mare grijă, pentru că sunt mulți care sunt puși să dezbine. Mă uit și aici pe comentarii la emisiunea noastră, este o persoană care zice că s-a uitat la emisiunea pe care am avut-o eu la Nașu cu Radu Moraru, în care eu eram pentru boicot vot. Ceea ce este o minciună oribilă. Nu e adevărat. M-am uitat și eu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce ai fost omul care nu ai dat în mine.
Dar fii atentă, este cineva care comentează, care susține că a văzut emisiunea și eu am fost de partea lui Radu Moraru ca și vrut boicot vot. Ca să vezi ce ușor sunt de identificat acești infiltrați care sunt puși să dezbină. Primo, hai să spun ceva. Tu ai făcut o mare greșeală și trebuie să ți-o asumi. La un moment dat ai făcut un șir întreg de emisiuni împotriva oamenilor din SOS România, ne-ai jignit oamenii care ne susțineau că, vezi, Doamne, te înjurau. Să știi că nu neapărat erau oamenii din SOS România și nu neapărat erau oamenii noștri, dar să știi că da, ei devin și radicalizați când văd că cineva dă în Diana Șoșoacă pentru că ei știau situația. De aceea ar fi fost mai bine să nu... Nu, primul, ascultă-mă că și tu faci greșeli, nu numai eu. Deci dacă eu trebuie să ajustez niște lucruri și tu trebuie să ajustezi niște lucruri. Nu a fost bine ceea ce ai făcut zile în șir pentru că a fost nevoită să iau atitudine, să le iau apărarea. Cred că dai prea multă importanță jignirilor de pe internet. Dacă eu aș face la fel ca tine, ar trebui să înjur nu știu cât din România. Ori eu ca parlamentar îi reprezint și pe cei care mă înjură. Deci, nu mai da atâta atenție, pentru că unii sunt troli, unii sunt băgați special, iar alții au fost trimiși de cineva care acum mă înjură pe la toate televiziunile. Aceeași persoană a trimis niște mizerii umane să înjure multe personalități, făcându-mi mie rău. Și a făcut-o timp de 2 ani. Am aflat mult prea târziu. Deci nu mai judeca oamenii, nu mai judeca oamenii și nu mai generaliza că dacă te înjură 1-2, nu înseamnă că toți din SOS te înjură. Și e normal că atunci când dai, în președinta partidului SOS România sau critici oamenii din SOS, să ai, evident că a răspuns și niște înjurături, asta e mai josnice. Asta este, dar asta nu înseamnă că te urăști de cineva. E răspunsul lor, pentru că nici ei nu mai știu ce să facă. Gândește-te că au fost atacați pe toate fronturile de la oameni la care nu s-au așteptat niciodată. În niciun caz nu mă așteptam la tine să cazi în plasa aceea. Să știi că toți am căzut într-o anumită plasă, pentru că a existat o situație inacceptabilă din partea sistemului care s-a infiltrat. Tu crezi că ROG a fost degeaba acolo în ziua aceea? Tu crezi că degeaba s-au întâmplat niște lucruri? Nu. Da. Noi ce trebuie în momentul ăsta... Ai dreptate și eu trebuie să învăț să relaționez cu oamenii care se uită la noi și care scriu comentarii. Și să știi că nu toți oamenii, simpli sunt proști și să știi că oamenii simpli nu sunt de bătaia de joc a nimănui și dacă nu ești intelectual, nu înseamnă că nu ești un om de bun simț, că nu ești onorabil. Tu trebuie să înveți lucrul ăsta. Oamenii, să știi că intelectualii se exprimă mai mizerabil decât oamenii simpli. Iar din păcate în România intelectualitatea are doar 3%. Așa că pe mine nu mă interesează să salvez această intelectualitate care a căzut la examenul democratic și al bunului simț. Ce mă interesează să salvez marea masă a poporului român care s-a dovedit mai inteligentă decât hai să zicem, și cei mai mulți intelectuali. Gândește-te că și Pleșu și Patapievici sunt intelectuali de marcă și nu te supăra, Patapievici s-a șters la fund cu Eminescu. Pentru mine este doar o latrină și atâta tot. Nimeni nu are voie să se șteargă la fund cu Eminescu. Dacă nu e în stare să-l aprecieze, atunci trebuie măcar să învețe să se abțină să vorbească de el. Deci, și tu ai avut greșelile tale, de aceea am și reacționat la un moment dat într-un live. Cred că te-ai dus, ai fost și tu influențat și știu lucrurile astea. Toți la un moment dat cădem în capcana influențelor. Suntem oameni, greșim, asta este, nu deținem adevărul absolut, dar tot pentru că suntem oameni, tot pentru că suntem intelectuali, tot pentru că vrem
și numai binele României și avem intenții bune, este exact ce vă spuneam eu. Intenția face diferența între virtute și păcate. Pentru că intenția noastră a tuturor este extrem de bună și ne dorim doar ca România să fie salvată și poporul român să aibă parte de bunăstare, de libertate, de drepturi și să-și recupereze, în primul rând, oamenii această resursă umană inestimabilă. Pentru acest lucru trebuie să lăsăm în spate ceea ce a fost, să învățăm din greșelile noastre, ne cerem scuze unii altora și hai să mergem mai departe uniți, pentru că altfel ne vor zdrobi. Efectiv, nu avem altă șansă. Așa este, Diana. Apreciez foarte mult discursul tău. Așa este. E corect ce ai spus. Eu trebuie să învăț să nu mai răspund la provocările haterilor care sunt profesioniști în așa. 90% din cei ce m-au provocat erau cu siguranță puși cu intenția de a ne dezbina. Dar adevărul este că tine nu m-am certat niciodată. Eu m-am certat cu acești hateri care aveau misiunea de a ne dezbina. Da, și de a... dar nu, eu nu voi accepta niciodată, primul, să-mi jignești oamenii. Cum n-am acceptat nici ca soțul meu să-mi jignească oamenii și cum n-am acceptat, deci îi consider ca pe copiii mei. Sunt oameni care, da, poate unii dintre ei nu-și dau toată silința, poate nu pot, nu știu, nu pricep, dar sunt oamenii mei, eu așa le spun, să nu uitați că sunteți toți oamenii președintelui. Deci, întotdeauna le voi lua apărarea, îi iubesc așa cum sunt, îi cert când greșesc, poate uneori sunt prea dură cu ei, dar mă iubesc pentru că știu că în inima mea niciodată nu i-am urât și nu le vreau rău. Și mă înțeleg pentru că trec prin situații destul de grele și la un moment dat îmi pierd și eu cumpătul. E foarte greu ceea ce fac. Crede-mă, dacă ai sta cu mine 24 de ore, ai înnebuni. Luis cu Andreea și cu Clement, consilierul meu, care e și directorul de campanie, m-au întrebat, bă, dar tu cum reziști? Cum reziști? Pentru că non-stop ești într-o organizare continuă, discuți oriunde ai fi. Și astăzi când eram în Parlament sunau telefoanele, e urgență, e urgență, e urgență, e urgență. Ok. Deci trebuie să mergem mai departe, trebuie să ne înțelegem, să ne acceptăm cu bunele și cu relele, să înțelegem unde am greșit și cauza este cea mai importantă. În schimb, nu voi ierta niciodată persoanele care și-au bătut joc de cauză pentru a căpăta publicitate, pentru a ieși în evidență și pentru a distruge unica șansă a României de a renaște din propria ei cenușă. Pentru mine, acel om și acei oameni au murit definitiv. Pentru mine nu mai există cale de întoarcere cu acei oameni și sper din tot sufletul și știu, nici nu vreau să mă gândesc ce le va oferi destinul, pentru că Dumnezeu nu va ierta niciodată pe oamenii care încearcă să-i distrugă grădina Maicii Domnului. Țineți minte ce vă spun eu acum. Este inuman ceea ce s-a întâmplat, nu doresc nimănui să trăiască umilințele și înjosirile pe care le-am trăit eu, în special în ultimii 4 ani și pregnant în ultimii 2 ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea și tăria de a trece mai departe și credeți-mă, voi merge până la capăt. Până la capăt. Și credeți-mă că am trăit inclusiv momentul cu acel personaj, nici nu mai știu cum să-i mai spun, Ipochimen, dacă tot personaj înseamnă, folosea Caragiale acest termen, Ipochimen. Acest Ipochimen care la un moment dat mi-a spus așa, va trebui să alegi între mine și băiatul tău. Și am spus, doar nu te închipui că te voi alege vreodată pe tine. Îmi aleg copilul. Exact cum am ales copilul meu, România și poporul român. Suntem toți copiii tăi!
Da, mulțumim, Diana, pentru aceste confesiuni care sigur au mers la sufletul oamenilor, pentru că tot peste 5.000 suntem în continuare. Să încheiem și noi emisiunea asta ca să nu stăm totuși toată noaptea. Primo, acum trebuie să ai și tu un punct de vedere. Da. Este un punct de vedere și nu un drept la replică. E un punct de vedere în care eu recunosc că am mereu de învățat și o să am toată viața de învățat, spre deosebire de alții care sunt perfecti. Și am învățat din această experiență și mulțumesc Dianei și le mulțumesc membrilor SOS. Le mulțumesc și celor ce nu sunt membri SOS, dar au fost infiltrați ca să ne dezbine. Le mulțumesc că din această experiență trăită cu Diana și cu oamenii care simpatizează SOS, am învățat un lucru foarte important. Am învățat să nu mai răspund la provocări, am învățat că trebuie să tac și să merg mai departe pe drumul meu. Și le mulțumesc tuturor, și Dianei, și ție, Luis, și mai ales haterilor și oamenilor plini de ură și răutate și venin, care mi-au dat o lecție și m-au făcut să fiu astăzi mai bun decât am fost acum un an. Cam asta ar fi. Da. Amalia, ce ar fi de spus în final? Fraților, eu vreau să spun un singur lucru. Eu, până în momentul de față, merg pe linia mea. Diana, mama mea, mama noastră, cea care are grijă de noi, cea care cu un simplu telefon, nu uitați, nu există 112 poliție, există Diana Iovanovi și o șoacă, da? Aveți abuzuri, aveți probleme, o sunați pe Diana, se rezolvă și uite așa, după o lună ajunge DNA-ul pe la Consiliul Județean și pe la DGSPC Călăraș, la cei care ulterior acestor acțiuni nu știu care, unde își vor scoate cămașa după ce s-au ridicat toate computerele, telefoanele, documentele, să vedem acum care pe care, că cine face abuz o va da mai devreme sau mai târziu cu subsemnatul. Diana mi-a spus un lucru, Amalia, camera de abuzuri, cum se numește Diana, de așa? Comisia pentru cercetarea abuzurilor. Comisia pentru cercetarea abuzurilor. Îi aud acum vocea. Am intrat eu pe fir. Eu vorbesc mult, dar Diana scrie și mai mult. Și frații mei, astăzi DNA-ul se plimbă prin Călăraș. Mulțumesc, mama. Mulțumesc că ne aperi. Mulțumesc tuturor care aveți încredere în mama noastră, mama națiunii noastre. I-am jurat că voi avea toată disponibilitatea până când Diana Iovanovi Șoșoacă va deveni președinte. Și uite, am onoarea să vorbesc pe live-urile lui Luis. Lângă ea, pentru mine este onoare, mai am și pe domnul Primo deasupra, adică ce să mai am așa un careu de aș și sunt bucuroasă că și eu fac parte din SOS România, eu care, credeți-mă, în afară de văcuțe, măgărițe și alte chestiuni din astea așa ale vieții de zi cu zi, nu m-am gândit vreodată că voi face parte din politică, dar să știți că îmi place, lumea mă apreciază, mă respectă, mă sună și ceea ce este foarte important, priviți aici geanta mea de lucru, e plină, mă scuzați, de călărășini, fraților. Bravo, bravo. E bravo. Bine, am trei, că mai am una de fotocopii pentru semnături, pentru adeziuni, primesc adeziuni în continuu. Bine, primesc și citații din astea să mă prezint pe la poliție, dar o să avem timp și de ele. Diana, stai puțin, mă scuzați, Diana, stai așa. E un domn de 84 de ani care mi-a lăsat un plic pentru tine. Luni mi-l dai, că duminică noapte ajung în București. Da? Mi-a lăsat aici, fac și pe poștașul, fac tot ce trebuie astfel încât Diana
să iasă președinte. Bine, și toți ceilalți europarlamentari, și toți ceilalți primari, și toți ceilalți președinți de Consiliu Județean, ce ori mai fi deputat, senator, important este să fim uniți, să luptăm toți deodată, că este ca în fotbal, nu dai singur gol, trebuie să fim o echipă. O echipă câștigă împreună. SOS România, suntem o echipă, o familie. Și avem o mamă. De ea ascultăm, ne ceartă, ne mai spune, ne mai trage, ne mai împinge, ne mai spune stânga-dreapta. Dar noi avem o mamă. Și eu mi-am iubit mama, pentru ea am venit în țară, pentru ea am renunțat la tot, mi-am adus familie, mi-am adus italianul cu tot neamul lui și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și acum mai am încă o mamă. Mama mea, care v-am povestit, lucrează acum la strângerea de semnături pentru mama mea, da, cealaltă. Diana Iovanovici, dacă o spun public, poate mamei mele nu spun atât de des cum îți spun ție, te iubesc, Diana, și crede-mă că îmi doresc atât de mult ca tu să ajungi președinte, pentru că, din punctul meu de vedere și al tuturor românilor, e singura care poate să dea o șansă României. Gata. Mulțumim. Mulțumim, Amalia. Deci, Diana, cam asta a fost emisiunea din seara asta. Mulțumim că ți-ai făcut timp de la Berlin să intri împreună cu noi. Mai vrei să adaugi ceva în final? Da. Mă bucur din suflet că mi s-a întors prietenul. Prietenul cu care îmi pierdeam la telefon, de fapt îmi câștigam foarte multe nopți și mă contraziceam cu el cumplit pe anumite aspecte. Și el trebuie să lase un pic garda jos, așa că nu are tot timpul dreptate și știe că acum eu am dreptate când pun chestia asta. Și el trebuie să învețe un pic de diplomație și să înțeleagă că o femeie nu trebuie niciodată contrazisă. În public. Da. Deci tot modestul de la Zarus să fie liantul acestor relațiuni speciale. Da, cred că pe tine te pune ministrul de externe, frate. Eu sunt ăla care împacă pe toată lumea. Eu sunt pastorul. Te punem pe tine negociator între Ucraina și Rusia. Mai tras florile și acum, bătrâne. Ce zici? Zic, tot ai tras florile și astăzi. Și felicităm și îți mulțumesc. Vezi că și pe el l-ai făcut felicit. Aveați voi niște așteptări și mă uit așa și într-o parte și într-alta. Bă, oamenii ăștia parcă nu ar trebui să fie supărați. Și intervin. Dar nu am fost supărată pe el, dar eu nu sunt supărată pe el. El e ca un copil care la un moment dat revine și mami îl ia și îl pupă pe frunte și îi spune: ai copilul lui mama, că e ok, nu e așa, primo? Așa e, cum zici tu. Cum naiba să mă contrazic? Vezi că am învățat ceva, că nu am să mă contrazic niciodată în public. Vezi că am învățat deja. Te nu vă mai auzi, că să plăie gălăgie. Și de momente din astea e nevoie în viață. Da, bineînțeles. Mă uit pe aici că sunt o groază de generali roci prin jurul meu. Asta s-a întâmplat din momentul în care am ieșit din Parlamentul German. Numai roci peste tot. Și mi-am adus aminte de ce țeapă i-am tras eu lui Roc când toată lumea s-a dus la cofetăria aia unde exact eu nu eram. Mai urmează multe cofetării. Ce zi? O să mai urmeze multe cofetării la care o să fii. Nu mai problemă, ne descurcăm. Deci mă invit la cofetărie, primo? Bineînțeles. Auzi, aia de acolo, tot la aia mergem primo, să fie clar. La acolo mă duci, fii atent. Deci hai să vă spun o chestie, să râdeți de Moris. Nu știu pe unde, probabil primo, cred că a povestit în vreo emisiune de-a lui de chestia cu cofetăria. Cea mai tare cofetărie, cea mai veche, nu? Asta era? Da. Așa, stai să vezi. Și primul
Stai să vezi, și primesc pe la 12 noaptea un mesaj de la un număr necunoscut. Că, nu, sau 11 noaptea. Doamna Diana, zice, sunt în Brașov. Îmi spuneți și mie cofetăria aceea de vis frumoasă unde v-a dus primul să vă dea o prăjitură? Dar nu pe mine. Zic, dar nu m-a dus pe mine. Nu e adevărat. Ne-a povestit nouă primul cum v-a dus acolo. Și nu e adevărat că n-am fost. Deci acolo unde era domnul Rog, nu m-a dus pe mine. L-a dus pe soțul meu să-i dea o prăjitură. Păcatul. Deci prima dată când ajungem la Brașov, știm ce avem de făcut, nu? Da. Să-l anunțăm, pe... să-l anunțăm pe domnul general. Da. Da. Nu știe, trebuie să-l anunț, că știe. Știe el singur, nu-i problemă. Dar am auzit, că, da, am auzit primul că face o friptură foarte bună. Păi da, dar... Dar, să știi, dar nu se poate. Mie acum trebuie să-mi faci o friptură din legume, că sunt la post. De legume nu mă friptură, dar caut, mă documentez. Las că te văd eu. Imediat e gata postul, dă-mi mai bine post. No, eu țin post. Am niște cârnați cum n-ai mâncat în viața ta. Băi, Luis, eu nu mănânc cârnați. Nu-mi plac. Dacă duci tu ăștia, o să-ți placă. Nu, nu. Nu, nu. Nimic, mănâncă cu Luis. Ție-ți dăm carne, eu cu Luis băgăm cârnați. Ok, mie îmi dați tofu. Tofu prăjit. Nu am mâncat în viața mea așa ceva. Eu mănânc, să știi. Păi prin toate aeroporturile astea, cred că am tot ceea ce am găsit vegan, am mâncat, crede-mă. Niște ciudățenii, frate, fantastice. Da, mă bucur să aud da. Asta. Avem nevoie de un președinte suplu. Este? Da. Știi că am mai discutat noi pe tema asta. Stai, mă, acum să vedem, primul, depinde. Primul nu s-a uitat, mă, la ce am arătat noi aici zilele trecute. Stai, mă, să-ți arăt ceva, primo. Dar să nu cazi jos, dacă ți-arăt, da? Aoleo! Ce arăt, mă? Aaa, da, da, da. Cine da, e primul? Cine? Eu. Nu crezi, a? Hai, mă, m-a omorât. Ia trimite-o. Trimite-o să o aibă. Dă-mi-o pe WhatsApp, că nu pot să cred. Auzi, să-ți o pui la profit. Superbă, superbă. Gata, primul, ți-am trimis. Ia fii atent acum. Na, ce părere ai? Asta era în 2020, înainte de nebunie. Nu, no, fii atentă, dacă ajungi așa până în septembrie, îți garantez că ești viitorul președinte al României. Gata, nu mai mâncăm, nu mai mănânc nici vegan, s-a terminat, nu mai mănânc deloc. Și te mai rog ceva, să nu accepți nicio cerere în căsătorie în afară de una singură. Care? Adică puțin. Trebuie să apărești pe frumos până la urmă. Care? Adică stai puțin. Cum adică să nu accept nicio cerere în căsătorie față de una singură? Adică... Una singură specială, una care e mai specială. Care, da, păi cum e, ca la albă, ca zăpada. Păi care e specială? Păi eu nu știu, dar asta n-a de unde să știu. Ce sunt? Sunt mama umida. Nu știu. Deci nu vrea să se devaleze. Haide să spun ceva. Mi-a ajuns. Gata. Destul. Până aici. Bravo, bravo, bravo. Bravo, destul, nu mai am. Asta e atitudinea pe care o așteptăm de la tine. Mulțumesc, dar nu mai îmi trebuie. Prefer să fiu independentă, să-mi văd de tară. De pentru asta că toți factorii perturbatori
te cam trag de la această luptă, această cauză. Ați rupt cu poda asta. De? Aha, mai am și altele, stai liniștit. Dă-i-le pe toate. Când o vedea domnul Șoșoacă peste 6 luni că ești din nou așa... Salută-l, că se uită la noi, domnul Stalone. Te salutăm, Stalone. Îți predăm ștafeta, primo. Îți predăm ștafeta. Ia-l. Ești Stalone, ia-l. E următorul tău subiect. De penibil ce ești. Nu mă bag. În familia regală nu mă bag. Te-ai băgat. În familia regală britanică m-am băgat, dar în familia regală românească nu mă bag. Tot de Diana e vorba, numai că Diana asta trăiește și e mai vie ca oricând. Bă, primul, îmi pare rău, dar tu nu te bagi, dar te bag alții, știi cum e? Da. Arată că ești în prime time acum peste tot, stai liniștit. Dar primo, te rog eu frumos. Deja s-a preluat. Deci primo, te rog frumos, tu măcar să fii bărbat adevărat și să-ți asumi absolut tot. Eu am 2 divorțuri la activ, să știi Diana, dar nici unul cu scandal, nici unul cu mizerie. Și eu am 2 tot în liniște. Eu am inițiat, a fost prin acord, la revedere, drum bun, am rămas prieteni. Așa ceva, nici nu mi-am imaginat că poate să schimbe să facă un bărbat. Și l-am rugat, băi, oprește-te, și în privat și în public, l-am rugat, oprește-te, te rog. Nu se poate. Deci nu e ceva peste putere. Când nu ești bărbat, te cobor la nivelul ăsta. Asta e situația. Și să le spunem celor care gândesc urât, onisua qui mal y pense. Rușine să le fie celor care gândesc urât, este vorba de Ordinul Jartierei Albastre și ar trebui să dați un search pe Google să vedeți ce înseamnă. Pentru că dintr-o chestie rușinoasă s-a ridicat la rang de cel mai important, cea mai importantă recompensă a casei regale, astfel încât rușinea a fost spălată. Da. I-am trimis, Diana, poze frumoase cu tine, lui Primo. Și sigur, nu mai putem să continuăm această discuție, deoarece este absorbit complet de contemplarea acestor poze. Uite, numai în telefon. Cine mai doarme la noapte? Păi, dacă vrei, te sun și nu mai dormim deloc, vorbim cu toții. Presim că o să fie o noapte lungă. Eu pot să și vă las să că ordinul jartierei, adică, să ascultă-mă, Ordinul Jartierei Albastre s-a păstrat acum, este cel mai înalt ordin cavaleresc britanic, da? Și a fost instituit de către regele Eduard al III-lea. Și a fost vorba de un act rușinos care s-a întâmplat amantei sale. Era asta, cum o chema, Contesa de Salisbury, cred că Catherine de Montagu, care din greșeală, mă rog, la balul respectiv, i-a căzut jartiera. Și evident că toată lumea a început să râdă de ea și să, mă rog, o ducă într-o latură din asta promiscuă. S-au făcut tot felul de glume și bineînțeles că în momentul acela regele Eduard al III-lea a luat atitudine, el fiind un adevărat bărbat galant și care și-a apărat
femeia, chiar dacă era metresa lui, și a și spus Monsieur Onisoaki Malipantă, rușine să-i fie, să le fie celor care gândesc urât, cei care râd acum vor, își vor dori să aibă onoarea de a purta ceea ce i-a căzut contesei. Și din momentul acela a instituit Ordinul Jartierei Albastre, cel mai dorit ordin din regatul britanic. Asta cam înseamnă să fii rege, nu, frate. Exact. Asta. Deci dacă secolul XIV, secolul XIV. Da. Da. Deci prima situație este critică pentru tine, mâine vei fi pe toate televiziunile cu toate aceste situații care au apărut, n-am ce să, nu pot să te ajut. Nu e nicio problemă, pentru că eu îi voi acorda lui Primo Ordinul Jartierei Albastre. Avea așa. Din partea televiziunilor vei avea o bombieră albastră, numai pentru ciutacu. Tine. Mamă Dumnezeule, dacă nu i-aș da lui Ciutacu acum apă la moară. Da. Dar astăzi când te-am sunat eu pe tine, Primo, nu știai tu ce te așteaptă până la ora zero. Cât de mult am bănuit că pui ceva la cale. Sincer, am bănuit că pui ceva la cale, dar nu chiar așa. Te-ai gândit așa, ăsta m-a sunat, dar el gândește ceva, o chestie. Da, nu, mă așteptam să intre Diana. Ceva rău. Adică nu, mă așteptam să intre Diana și mă așteptam să fie, să aibă cu tot o altă atitudine, dar am rămas total surprins de schimbarea în bine pe care am suferit-o. Pentru mine este ceva șocant, adică nu credeam că un om se poate schimba în bine atât de mult. Dar nu m-am schimbat, eu mi-am revenit, eu așa am fost de-a lungul vieții mele. Eu nu te-am cunoscut așa, decât eu te-am cunoscut. Eu te-am spus, Primo, cândva, eu nu ți-aș dori vreodată să ajung să mă cunoști. Că uite, acum nu mai dor decât cu poza mea supernă. Da? Deci lucrurile se complică, oameni buni. Se complică foarte tare. Primo, noi te așteptăm pe lista de europarlamentari. Asta este clar. Nu ai cum să te... Vorbim în particular, da? Fofilezi. Hai că te sun în noaptea asta. Hai că mă duc să mai xeroxez niște liste dacă ești tu. Hai. Mă duc să le dublez că e nevoie. Da, eu te-am avertizat că o să ajungi să strângi, să ieși cu măsuța acolo lângă cofetărie și cu semnături. Să strâng semnături pentru Diana. Bine, nu mai ai. Mi-ai tras-o ca lumea, maestră. Și pun pariu că ai planificat totul, punct cu punct. Pun pariu. No, nici el n-a știut. El m-a rugat frumos să intru, nu să văd dacă pot. Nu știam ce are ea de gând, că ea e ca și cu ou. Când trebuie să ai grijă cu ou, cum să nu se întâmple ceva și că îl depui acolo frumos. Știi că nu știam, n-aveam cum să știu ce atitudine poate să aibă ea. Dar aveam eu o presimțire pozitivă așa, că altfel nu mă băgam în treaba asta. Asta că este, joia este ziua mea norocoasă, drept pentru care, Primo, ești talismanul meu norocos de joia asta. Oh, îți mulțumesc. Asta e cel mai da, terminat. Două luni nu mai doarme Primo după noaptea asta. Credeți-mă, două luni nu mai doarme după emisiunea asta. O să-mi spună sigur, iar mi-ai arătat speranța, iar mi-ai arătat că poate exista speranță și fericire. Corect. Așa e, uite, confirm deja. Da. Păi, dar se vede pe figura ta. Zi mai Primo, nu ești tu fericit? Nu te-am făcut eu fericit acum? Ba da. Ce să spun? Ai văzut.
E un moment special pentru mine. Mă bucur tare mult. Chiar am suferit lunile astea de zile cât am fost. Nu certați, că noi nu ne-am certat. Efectiv, noi, eu m-am certat cu haterii ăia care au încercat să ne dezbine, dar mi-a fost, mă durea sufletul să stau într-o relație din asta tensionată cu tine și e ok, sunt foarte bucuros că s-a întâmplat. Înseamnă că ai suflet și uite, acum ți s-a liniștit sufletul. Corect, exact, ai dreptate. Ai văzut? Totul e bine când se termină cu bine și cu un happy end. Bine, îți mulțumesc foarte mult și ție și mai ales lui Luis, care e artizanul și planificatorul. Măi, dar lui Amalia nu-i mulțumiți deloc? Lui Amalia vreau să-i mulțumesc în particular. Vreau să mă întâlnesc cu ea. Luis, spune-mă la să sară hate-ul acum. Știu acum. Dar mama vreau să mă întâlnesc, să merg la ea la fermă și să-i vizitez ferma și la restaurant. Mai ai restaurant? Păi, la București, frate. Primo, știi cum gătește soțul Amaliei? Poai de capul meu! Abia aștept să-l cunosc. Sper să devenim prieteni, că e macaronar de-al meu. No? Înseamnă că va trebui să vii în București, ceea ce tu urăști din tot sufletul. Pentru voi vin în București, nu-i problemă. Și la Taormina vreau să mai merg, că am fost și mi-a plăcut tare mult. Lasă că n-avem timp de Taormina acum. Uite, Pirimo, o să spun acum ceva public pe care nici Diana și nici Luis și nimeni nu știe. Știu doar eu cu soțul meu. Vom organiza un congres ale SOS România, din ăla mare, opa, regional sau național, la ferma noastră. Se numește conferință. E bine, ok, mulțumesc. Așa, cum zici tu? Așa, unde să vină multă, multă lume, doar membrii SOS, da, în care Diana, o să fie așa, noi avem cam vreo 600 de oameni putem să găzduim, în care Diana, efectiv, îmi doresc, mi-am pus steagurile pe poartă, deci zici că sunt mașina aia cu Iisus Hristos cu crucea peste tot, eu am steagurile SOS pe toate porțile, da? Cine vine la mine, imposibil să nu-și dea seama ce este acolo, da? Adică să fie, efectiv, cum ai zis că se numește? Conferință? Sau congres. În fine, conferință națională. Așa, națională, adunătură, că eu sunt mai cu termenii ăștia așa, mai adunare, bă. Adunare, nu adunătură. Adunare, așa, adunare. Unde să vină toată lumea și să-i cântăm. Adunăturile-s la PNL PSD. O să adun eu niște instrumentiști din ăștia, ca să nu le spun lăutari, care să cântă, domne, melodia ta, da, ta, 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 da, marșul. Marșul prezidențial, da. Doamne președinte. Dea onorul deja. Este un fapt absolut normal. Cum vreți să facem altfel, da? Și atunci o să vii și tu, primul, dacă vrei să te plimbi acolo cu măgărițele, că n-am măgari, la mine nu există măgari, da? Așa, cu ce mai sunt pe acolo, ponei, purcelușii și alte chestii. Dar până atunci mai avem de lucrat. Așa că te rog frumos, uite, mi-am adunat banii să fac xeroxuri, da? Pentru semnăturile de europarlamentare. Fă și tu un leu pentru, nu pentru Ateneu, pentru europarlamentare. Costă 50 de lei foaia. Dacă îi pun să semneze, le zic, îmi dai și 50 de lei pentru o foaie, glumesc, dar sunt mulți care mă ajută, că nu prea le avem cu xeroxurile, că mai greșesc cu oamenii, o iau de la capăt, dar asta este important, ia uite, era plină, era full, era dublu, ia uitați aici. Da, așa că domnul primul, te invit și pe dumneata, da, pe strada noastră, strada aia de semnături. Hai că trebuie să închidem. Dragilor, trebuie să mă retrag și eu. Peste o jumătate de oră o să ne auzim, primul, stai liniștit, vă sun,
Vă sun, am spus, deși pe tine, Luis, facem o întâlnire între ei, că știu că Amalia la ora asta doarme, ea trebuie să se culce, nu rezist așa, nicio problemă, dar o să vă sun, grație, dar o să vă sun și o să vorbim. Vă urez succes! Mai vorbim! Da. Iar primo nu trebuie să stea tot timpul cu ochii în telefon la poza aia. Alea care mai multe, fii atentă că i-am trimis mai multe. Da. Nici eu nu le am pe alea, maică mea ți le-a trimis. Opa. Wow. Fii atent aici, Luis. Nu mai, ce să mai. N-are rost. Silvestru. Spune-mi și tu Wunderbar, că îi plac cuvintele astea suave. Wunderschön. Ce suave. Zici că da cu rindeaua. Da. Hai, eu prima aici, dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Să-l lăsăm pe primul să stea adâncit în pozele cu mine și să-l trezim ușor la realitate printr-un telefon peste o jumătate de oră. Bine, la revedere! Hai, gurgă! Doamne ajută! Toate cele bune, pa! After.